8 kg să bine, 5 zile. În 2 kg. Gata, suntem live din nou. Să ajung la 50. Hai să vedem cum ne... Niște donat sânge nu e bună. Nu, nu. Da, suntem live. Suntem live din nou pe YouTube. Mă găsesc donatoare de sânge și știu. Live-ul de dimineață l-am scos pentru că... Mi-a găsit YouTube-ul ceva muzică și a trebuit să-l scot. Ca tot. După mici cu agiul ăsta chiar oricum e sacrilegiu. Trebuie să pun mai încolo, că nu ne vedem toți. Nu ne vedem, nu. Da, nu se aude. Se aude că prinde foarte bine. Ne auzim bine? Se aude? Calitatea imaginii e slabă, din cauza că e mult puțină lumină de aia. Eu nu mai mănânc, am mâncat prea mult. Până acum am degustat ceva în premieră, probabil în premieră în România, mici făcuți din vită Wagyu. Extraordinar de bun a fost. Dar ați pozat careva, arătați la camera acolo. Am și eu poză în telefon. Da, are simplu, n-am pozat, dar punem o filmare. Arată-le filmarea asta, mă. Arată-le filmarea. Pasă-mi pe lecule. Și te-ai John. În premieră... Spune și cât costă un mic. Da, costă 150 de lei un mic și din 15 mai se va putea mânca aici. Sunt mai buni decât cei de la Cetoianu. Acolo e 4 lei un mic. Bună seara, ați găsit pe Toniera? Da, au găsit-o. Chiar vreau să întreb dacă se lucide la misterul. Știi că de sunt mai mici? Aia, mor de foame. Categoric. Cărlătescu, parcă aveam o întrebare pentru grataragiile aia cu experiență. De câte ori se întoarce mixul săgătar? De câte ori e nevoie? Pentru ca principal, ca supă de garnitură. Supă de iaurt. Sau cum, nu știu cum se cheamă. Supă de iaurt. Aia rece de iaurt, da. Eu mai pot să mănânc nimic, ca de 3 zile mănânc într-una. O strivie crudă. Silviu, încearcă... Alege pe aia mai mare. Una, atât. Nu mai pot. Vreau să încerc. Vreau să testezi mixul, dar eu... Întreabă Damiana Fire să ne spune exact ce boier sau nabab a mâncat și a băut 3 zile constant, fără probleme. Sunt mai multe cazuri. Ce înseamnă fără probleme? Fără să aibă defecțiuni. Cel mai cunoscut caz de mâncău dintre boierii români este Dragomanul Serafin. Unul era francez de origine, crescuse la Constantinopol, s-a stabilit în țara românească, a făcut ADN. S-a căsătorit cu o româncă. Da, să citesc mesajele de pe telefon. Terenul înspre Muzeul de Istorie către Calea Victoriei, unde e pasajul Vilacros, în Arghilele acum. În schimb, omului îi plăcea la nebunie să mănânce. Era unul dintre marii mâncăi. L-a chemat vodă la masă, să-l vadă cât poate mâncă și era vremea când era moda turcească și aveau numai divan. Și ăsta și-a trimis masă cu scaune la Palatul Domnesc și știa că de pe divan nu se mai spală dacă stă la masă. Ce tare! Și a murit în ziua de Paști la aperitiv, aperitivul lui constând din 13 scrumbii pe care le mânca așa cum ai fi cântat la nai. Și la 8-a scrumbie? La 9. La 9. A pus capul în farfurie și acolo a rămas. Deci, învățătura mine, nu mâncați mai mult de 5-6 scrumbii la aperitiv, da? Și există un rege al Suediei, Gustav, al nu știu câtelea, mi se pare că e, care a crăpat la propriu la masă după ce a mâncat vreo o gâscă sau două, nu știu cât pește, supă de nu știu care și 16 porții de un desert suedesc care seamănă griș cu lapte. Da, e lista, e menținută până astăzi, nu-i fabulație. Deci ăsta chiar a mâncat până a crăpat. Deci astea sunt documentate? Da, niciuna nu-i minciună.
incredibil. A luat și Ramona o scribie. Gustav al 8-lea. Așa. Zice, Ișvan, Tibor, tot. Asta e balul meu, nu? Da, da. Iar așa ca Bețivani, Eustratie Dabija, pe care l-a făcut celebru Eminescu, domnitorul Moldovei, era celebru că bea într-una și bea din oală de lup nears, că zicea că e mai gustos vinul așa. Dar bine, omul are și o scuză, omul era podgorean, în Ținutul Suceve. El asta cu asta se ocupase și l-au ales să ia două. Avea experiență. Cred că s-a cercat și noi. După ce ne ridicăm de la masă, o să avem un foc de tabără, dacă nu începe ploaia afară. Da, mergem și la foc. Salut, Vasile, salut! Salutăm! Mă nebunește Marcel cu Mercedes-ul ăla, din jumătate în jumătate oră povestește cum o să dea el cu Mercedes-ul care îl dă Vasile și cu autonomie de 700 km. Mi-a făcut capul calendar. Ce Mercedes? Eu nu știu. Ramona nu știe. E surpriză, Ramona. Era. E un Mercedes era, cu, da. Cu apă care desparte hidrogenul de oxigen și merge doar cu oxigen, cu hidrogen mai țin minte. Mergem cu toții și la focul de tabără. Wow! Incredibil! Vede! Văd și eu! Deci dintr-o dată văd perfect. Dar ce dioptrii sunt la ochelarea aia? Doi, aici sunt mai. Doi. Înseamnă că e prea mult, dar te doar ochi. Să lăută la 1,5. Trebuie să mergi la un control, pentru că cu cât stai mai mult, cu atât îți crezi dioptrile, se accelerează. Pentru că tu te chinui, forțezi ochi. Da. Atunci dai dioptrile sus. Dacă te iei ochelari din timp, rămâi la același nivel, știi? Deci nu mai stă. Nu mai fă tu pe șmecherul. Robin Williams avea un sketch cum să previi bătăile în trafic. Să faci mașina să meargă pe heliu, în caz de accident, să degaje gazul, ieși... Te spargi! Nu mai e nicio bătaie, atunci ce ai nicio bătaie. Genial! Încercăm, băiat-o ploata azi toată ziua și... Cu heliu. Că le-am distrat mai seara. Da, trebuie să intervenim, am aici, să ne distrăm. Ce nu? Balonul ăla cu heliu. Să inhalăm heliu. Copii? Cred că m-am greșat minim 2,5 kg. Și eu, la fel, simt, da. Vezi că în baie, sub bibetă... Nu. Eu am sistemul cu reaua, dacă e mai ceași greaie, că poate nu are bine. Nu mă urc pe el. Al nostru nu are baterii. Eu mi-am legat-o cu scoară. Nu? Cel puțin nu ca... Nu, conducând-o. Eu n-am permis de conducere de nicio categorie. Anul și mi-aduc aminte de așa aproape convins că ai care... Pe par motociclist, nu? Da. Multă lume mă confunda cu rocker. Și eu nu sunt nici rocker. La un dat aveam tricol. Cum? Manelist? Mai prins, ăla. Undercover. Am făcut în tricouri negre cu blazoane, dar blazoane istorice, era din cele de York, de putare. Și îmi place să beau, mă băgam pe-n barul și vine un rocker ăla. Și toare, frate, ce formație e aia? La blazoane după tricoul meu, zic, du cele de Edinburgh. N-am ori de e de alea grele, e heavy, heavy. Dar știu că așa cu bărbuță și cu mecla mea par motociclist, rocker. Dar nu s-a mai ținut și când s-a mai ținut. Nu te mai fac prin ei, Ian. Ce mai mare? Deci în iunie ești acolo. Se transformi în atracția principală a litoralului. L-am salutat pe Vasile. Și eu l-am salutat. Cu toții. Dar de ce când îți spui ochelarii vorbești mai tare? Mamă, Vasile, bravo, te invidiem. Am mâncat și noi, și mici, și cefe, și... A alergat Vasile pentru noi, deci mai putem mânca... Noi am mâncat mici pentru tine, Vasile. Vasile a alergat 12 km. Încerc și 12 tare. Și 12 tare, deci mai putem mânca fiecare câte mic.
Și te așteptăm, Vasile, să mai alergi și mâine. Ca să mai putem mânca și mâine. Exact. Nu pot să... Nu pot să țin. Orațiu zice, sunt student la medicina anul 3, curând vin rezidențiatul, ce specialitate recomandă? Depinde la ce, ce talent ai, că sunt unii care își aleg chirurgie și omoră oameni care sunt neîndemânați. Ce, de exemplu, dacă eram chirurg, deci depinde ce... În ce, ce mai mult. Da, cu vorba lui Silviu, cu criza asta, cu războiul și cu oamenii la psihiatrică, acolo să ai pacienți non-stop. Nu să le faci față. Are cum știu mai devreme ca la fără la spital. Dacă vrei să mergi la sigur, fă de legist. Numai eu ți-aș putea da vreo 200 de clienți care îi cunosc personal pentru psihiatrie. Acum te administrați cimitire. Este un job care nu moare. Psihopați. Să povestească domnul Sorin cum facem cu revenirea după postul de 5 zile. Păi puteți să intrați la, la Cezar Elisei sau la Dr. Cezar, pe așa, care recomandă postul cu, cu apă și acolo vă găsesc. Dar e simplu, adică după ce ai ținut post cu apă 5 zile, nu trebuie să mănânci cefe și mici dintr-o dată. Încep cu o supă lichidă prima zi, a doua zi cu o salată și așa ușor, 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 pentru că stomacul nu e obișnuit și dacă mănânci din prima zi cartofi prăjiți și ceapă, n-am avut probleme. Ajuns pe la urgențe. Eu am avut niște pofte după 3 zile și am mâncat tot ce mi-a picat. Eu mă ofer să vă ajut cu borșul. Dacă vezi după tu bombu după 3 zile, domnul Damian. Pofte de o rup frigiderul. Nu, eu fac. Sau ciorbă, borș. Borș. Nu, borș, borș. Borș, borș. Și Diana face borș, borș. Avem acasă tot timpul, mai multe sticle. Super. Dar la oricum bate la mahmureală, bate sana, da, bate da, ce vei tu. E foarte bun pentru stomac. Porci cu puște. Da. Puște, puști. După prăjiture. Dar ai de unde? Eu nu am avut. Puște, puști, la zero. Puști. Nu, e un cuvânt pe care l-a avut prima dată. Este materia primă de la materia aia fermentată, de cum care se sporește la fiecare borș. Uite, e un doctor aici care ți-a propus să-ți facă ochelari gratuit, Arnold. Rabici. Da, 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 e prietenul nostru. Păi și tot te cheamă și tu de unde ai dus. Păi eu ai insist și... să îmi repar ochii, nu știu cum. Deci am zis că dacă ochiul s-a degradat, de ce să nu se și repare? Nu cred că merge așa. Eu încă insist. Mi-a rupt piciorul, dar las tot calcă în el până s-o strânge la loc. Păi e o șopârlă care, dacă își pierde un picior, îi crește altul înapoi. Salamandră. Nu cred că e picior, de salamandră, dar cred că aia e totuși coadă. Ba, și picior. Și picior. La șopârlele uzuale... de știință, da, ca să văd da, da, care este... Exact. Bine, știu că exista Spider-Man, era la un moment dat. Nu, pe bune, era un episod în Spider-Man, când unul încercea să extragă ADN-ul de la șopârlă asta ca să facă regenerări la corp. Doctor... Sunt niște șopârle în România care regenerează inclusiv picioarele, dacă și le pierd. Ce tare. Da, de salamandră, da, o specie de salamandră. Și coada orice șopârlă. Cam plictiseală pe acolo. Bă, urlați și voi, înjurați-vă, dați-i cu paharele, vărsați-vă vinul pe cap ca să nu fie plictiseală. După mintea lui Mircea Crăciun. Dar a fost prea tare, prea paraghelie, da. Da, deci dacă vorbești normal și civilizat și politicos și respectuos, și pe rând e foarte plictiseală. Dacă vorbim toți odată și ne înjurăm și ne porcăim și ne așa... Și muzica la maxim. Ai o invitație pentru mine de a participa la tot. La o discuție normală, exact. Deci era invitația asta la cine? Mai târziu, dansăm pinguinul la făcut. Dacă aveți răbdare la foc acolo, am vorbit cu o formație să cânte și să dansăm dansul pinguinul. La cât începe? Dansul pinguinul? Da. Sau focul? Nu, dansul. Păi dacă focul începe la 9, da, să până la 9 și jumate. Eu mă scur la 9 și acum e deja 9 și 10. Fică de ce ți-e frică, nu scap. Vinem cu picuină după 10 de prindem. Uite, Orion trebuie la 9. Păi nu, când vrem noi, nu ce mâncăm. E 9, 9 și 9. Dacă numai noi suntem... Orion trebuie la o întrebare pentru Sorin. Oricum, a băgat o carică benzină, se vină focul de tabără în 2 minute. O dată. Și care e compania ta preferată la first class, întreabă Orion, întreabă. Păi astea răbești, sunt cele mai bune, Qatar-ul și cu Emirates. Astea două sunt cele mai bune pe first class. Și mai Air Singapore, Air Singapore a zburat de la Londra la Singapore și au exact ca și camere de hotel, cu duș înăuntru și cu tot, cu pat matrimonial.
Wow. De ce nu spune nimeni că cineva îmi spune că-mi trimite vin? Da, acum mă uitam. Vin la bidon sau ce vin îți trimite, Damian? N-am apucat să văd decât unde am văzut belul vin, mi-am pus că e vorba de mine. Ai auzit la 5 litri, babac. Vorbeam de vin. Ne vedem, ne vedem. Până la urmă să ne vedem la Timișoara, că n-am ce să fac. Zice Vasile că îți trebuie să încerci, o să vedem o betoneră electrică. Cred că ar fi mai semnul să te caute pe Facebook. Da, aia, estimabil domnul Timur. Dacă vreți să trimiteți niște vin, nu la Belu, că acolo doar lucrez. Stau acolo. E din seminar, Andrei. Nu știe dacă e bună. Da, dar nu e că e bună, e Vlad. E cel mai bun prieten al meu din liceu, cu care, bineînțeles, că am ținut legătura. Și țin în continuare. Achebona e într-adevăr porecla din seminar, dar mie nu-mi place să folosesc porecle. Dacă poți să spui o adresă de mail sau ceva să scrie și unde să place adresa? Pe Facebook, pe Instagram, Damian Anfile sau alexandru_anfile@yahoo.com. Ați notat, da? Mare greșeală ai făcut. Mare rău. Vino? Nu cred. Seară mailurile mele, te duci cu capul, te duci. Păi, ați omis o chestie. Eu nu-s ghilion. Nu pot de azi, da? Pe mine nu mă sună nimeni să îmi spună care nu știu ce au un restant dacă îi trebuie o sumă ca să-l scoată. Deci da, dar îți dă mail care o fată de măritat. A, nici aici nu trebuie. Nu ești insurat. Păi nu ești insurat, încearcă. Acces la mail-urile lui nu se le va numai. Are acces dat de mine, că eu gestionez ca naiba toată treaba aia. La piscina a fost doar Ramona. Deocamdată, dar după focul de tabără poate mergem toți. Întreabă Damian, poți să am primit vreun mail? Bianca, nu, din contra, ai dat două. Depinde cum se... Te mai prind pe aici, că-ți rup picioarele. De mult sunt bătă. Te rog că m-am trezit cu sori, mi-a scrimat mie pe contul meu de Instagram, mi-a trimis un clip simpatic, zice, vezi să-l vadă și frate, mi-a zis, vorbești cu frate tu, căscat-o, că eu sunt profilul ăsta, dar nu credeam că e cu Bianca. Ina, bine ai venit la... British nu-mi place la servicii. Aventurier. Am zburat și pe lung cu ei și pe scurt. Mulțumesc de... Am zburat la Las Vegas, Londra, Las Vegas, direct cu British-ul, execrabil. Deci nu recomand British, pe... nici pe distanță scurtă, nici pe lung. Sunt proști la servicii și englezoaicele astea, sictirite, așa... La fel am putut noi cu Air France. Și Air France, la fel. Ăștia, general, sunt bășinoși rău, și Air France-ul, și British-ul, și... Eu aveam așteptări foarte mari, când vedeam zborul Air France, mă gândeam, oare când o să zbor și eu cu Air France? Nici cu Lufthansa nu pot zic că am fost foarte... Lufthansa la fel, da. Și îți dă la business ca unica la economic, numai că nu spune unul la mijloc și plătești de trei ori mai mult, adică nu e ok. Da. Mie nu venea să cred că am urcat în Air France și am văzut ce condiții sunt. Da, ne auzim prin mesaj și după aceea facem schimb de numere de telefon. S-a în autoimport, dacă vrei... Reclamă pe Lamborghini, pe capote, ți-a zis, sunt aici. Mulțumesc mult, Ionuț, mulțumesc mult. Turkish, după părerea mea, e cea mai bună companie cu care am zburat aici, în zonă. În afară de cele asiatice, de Qantas și Air New Zealand, care sunt, după părerea mea, peste Turkish. Dar Turkish-ul e top aici, pe zonă, nu știu dacă ia cineva. Întreabă cineva dacă poți să povestești din ce se cumpăra o masă de gala unui mare băie român. Pot să povestesc, dar dacă e loc în discuție. Cu ce? Bineînțeles. Întreba cineva cum, dacă poți să descriu cum arăta o masă de boier român acum 200 de ani. Ai baterie pentru 5 suntem, ore? Toți suntem curioși. Ai baterie 5 ore? E foarte interesant. Am, sigur. Bun, atunci începe, Damian. Așa, bun. O masă obișnuită de boier român, deci masă de toate zilele. În primul rând, la boierii români cu 200 de ani nu exista noțiunea de mic dejun, prânz sau cină. Masa era când voia mușchi un boier. Asta era primul lucru. Și masa se compunea, în general, o masă normală la boieri, era de vreo 12 feluri de mâncare. Sau cuhnile unde tot timpul existau și preparate mai ușoare. Pasărea și peștele erau considerate preparate mai ușoare. Existau fel de fel de mezelicuri și după aceea existau friturile, plachiile, plăcintele. O masă de gală, ce o masă sărbătorească cum ar fi asta, s-ar fi învârtit pe la vreo 40 de feluri de mâncare.
oamenii nu prea aveau obiceiul cu ciorbele și cu supele pe vremea aia. În general nu prea le serveam, începeam să, acum 200 de ani eram influențați bine de bucătăria otomană. Termenul de mezelic, de acolo l-am luat și cu ăsta se pleca de regulă. Cărnuri reci, fel de fel de măsline, peștișori sărați, țâi, mi se spunea pe vremea aia. Micre, am avut întotdeauna, s-au fost tot timpul ripirați francizii, au detestă icrele de apă dulce, pe când la noi era taman invers. Așa, se serveau chestiile astea, după care se trecea în general pe la pește și la cărnuri ușoare. Cu astea se continua. Dar nu era o ordine neapărată, adică felul de mâncare la un dat venea un val și fiecare își lua ce dorea. Dar tranziția era cumva de la feluri mai ușoare la feluri mai grele, în funcție de cât de grea era carnea. În general, ultimile feluri principale, să zicem, erau fricanele mari. Exista și la noi moda aia medievală, la un dat să preziți, dacă era o pasăre putere, să o preziți întreagă și dacă erai maestru în bucătare, cu pedele. Adică un fazan cu pedele puse la loc după ce fusese copt. Așa, la plăcinte înainte, la război înapoi, nu-i niciun mister că se serveau dintotdeauna și aproape că nu exista masă boierească să nu se dea un aluat tot cu ceva. Obiceiul vechi valac, cam până cu 200 de ani s-a ținut, era ca la mese să nu se ia tacâmurile, să nu se ia vesela. Și atunci astea se stivuiau unele peste altele, până când la mesele foarte mari, la un moment dat ajungeau ăștia să nu se mai vadă peste masă, de la stiva de tacâmuri care se punea și de vesela. Dar de ce nu se luau? Nu era treaba asta, se descurcau oricum foarte greu slujitorii, pentru că în vechimea cu 200 de ani niciodată nu aveai bucătăria legată de sala de mese. De-aia, chestie care nu se explică până azi, WC-ul la curte nu e neapărat semn de civilizare, este semnul vechiului fel de a gândi de cum adică să faci treaba aia în casă. Cum la fel în vechime nu există cum adică să faci fum, să faci abur, să faci miros de putare, unde locuiești. Bucătăria era tot timpul separată. Așa, și după ce se aduceau toate minunile astea, acum 200 de ani când eram turcizați bine, veneau deserturi care erau 80% otomane. Venea baklava, venea kataif, venea sarailie, se mai putea servi și un cozonac și o plăcintă dulce. Toată treaba asta, majoritatea se mâncau cu mâinile până acum 200 de ani, deci boncaiala era generală, mai ales că ea stăteau, aveau și bărbi mari, mai erau și îmbrăcați în blănuri și atunci veneau la propriu servitorii cu ligheanul și cu săpunul să te speli la masă. Te spălai la masă, te dichiseai pe barbă și după care, ca să poți să mistui ceea ce asta, niciodată nu se servea înainte, treceai la ciubuc și la cafea. Ciubuc. Se schimba salonul de masă cu totul și se scuteau pipele alea lungi sau narghilele direct, se dădea cafeaua și stăteau băieții și mistuiau în lege. În ceea ce privește băutura, tipicul domnesc era că se toasta, de să ridica cineva spre în cinstea locutare și obiceiul era să dai pocalul peste cap. Deci erau matoliți băieții de pe la prima jumătate de oră. După care se continua să se bea liniștit. Se începea după tipicul de astăzi, întâi cu tării, vodcă, țuică cu tare și după aia se trecea pe vin. Berea a intrat la noi abia pe la 1850, deci acum 200 de ani n-ai fi pomenit bere pe mesele bune în Europa. Era o băutură scârbatică, la propriu așa zice Caragea, prima fabrică de bere la noi dă faliment și Caragea dă din casa milelor, dă niște fonduri pentru băutura aceea scârboasă ce se face din gunoaie. El așa înțeles este că e berea. Din gunoaie. Ce... Ne-a venit mâncarea. Chiar urmăria, dar sunt foarte bine dacă te lasă o plimbesc, el are canalul lui pe... Da, nu știu dacă o să cer voie. Poți să duci și eu din supă de iaurt? Sigur, te rog. Îi filmează prima dată. Aia, zi. Ea începe cu Ramona. Asta e supa de iaurt. Ramona are... Ea și-a luat vreo 3 feluri de mâncare. Uitați-vă la ea cât e de grasă. Și mie mi s-o umflu venă când mănâncă și cum arată. Ficat de gâscă. Aici și-a luat, că a văzut la Silviu, stridie. Stridie crudă. Eu o să iau stridie crudă și salată. Stai să stai când a filmat. Am filmat. Supă de iaurt rece. La Silviu, stridie. Eu o să mănânc cu tabasco și cu puțină lămâie. Eu de-abia aștept să văd cum o să mănânci. Caesar salată. Salată Caesar arată fabulos. Treabă, și Marian Borcea, dacă am licență să-i filmez farfuria, da, nu știu. Da, îți dau voi. Ok, mulțumesc. Caracatiță. Caracatiță.
foarte bine arată. Da. Vrei să-mi se lipească un tentacol de cameră, că nu mai desprins. Ziceai de toasturi, de toasturi. Era obiceiul că de fiecare dată când vreau să bea, ținea ceva un toast, ca și cum țelea astea ex-sovietice, unde am văzut eu în Georgia, de exemplu, sau în Azerbaijan și în Armenia, pe unde am mai fost. Suntem toți la masă, avem vinul pe masă, vreau eu să beau, de exemplu, mă ridic în picioare și zic, Damian, să trăiască, nu știu ce, să strimiți cu doctoratul după 25 de ani, să trăiți ori cu Bianca, nu știu ce, și vorbesc așa vreo jumătate de oră. Bem toți, fac, s-a pus barul jos, vrei tu să bei sau altul, iar un toz ăsta, deci tu nu poți să bei de nebun așa, te ridici tu barul și bei, fără să ține ceva un toz dinainte. Poți să bei și picioare și zicerea, întâi să se poate să se vădă toasta, să ducă vodă, și toasta pentru păratul, adică pentru sultan, pentru Dumnezeu, pentru să pregătești ceva, era obligat să bei. După care să bea liniștit. Ah, ok, la ăștia? Până nu tostează cineva, nu pui mâna pe pahar. Da, așa e și la... Mulțumesc frumos! Așa era și acolo, după aia liber. Chiar e bună? Uite și ăsta, Marcel. Marcel, ce mișto e. Uite, cred că asta nu s-a bifat până acum la masă. Filmează și pe ăsta. E păcat să nu mă duc. Da. O să mănânc și eu. Te filmezi eu, Silvio? Nu. Ce e aici? Este cod negru. Ah, cu edamame. Fasolea arată foarte interesant. Edamame, e fasole japoneză. La mine e ceva așa. Da. Și la tine somon cu carpaciu de castraveți. Super. Să avem poftă. Ramon a zis că stridia este delicioasă. Eu sunt curios să văd cum se mănâncă stridia, așa că o să iau lecții de la Silviu. Un puțin Tabasco. Tabasco? Puțin. Ai înghițit, ai mâncat. Da, asta atât. Și eu nu o să mănânc cu sos, o să pun... E un sos acrișor, dulce acrișor. Ok. O să pun puțină lămâie. Uite atât. Și acum, stai să o desprind. Eu nu pot să mă uit. Mă înspăimânt. Încă e vie. Da, mișcă, mișcă. Încă e vie? Trebuie să nu fie de aia cu perlă, că eu m-am mânecat de la trecută, că avea o perlă mare de sub și m-am mânecat. Săraca stridie, nu... Delicioasă. Cum e, bună? Delicioasă. Un gust pregnant de mare, de apă de mare, de pește, de... Foarte curios m-ai făcut, dar eu nu mai pot să mănânc. Dacă beai o parte de apă bună. De mare, nu era mai... De adevăr, da, eu am 35 de lei o milie. Foarte bun. Atâta costă piață în Constanța? Nu, aici. Vezi că tocmai ai retrogradat-o, i-ai spus milie. Colegii au dat, te-a văzut pe un vlog, de-a trebuit colegii de pe malul... Nu, milie de Marea Neagră, alea negre. Și rapane, acolo am cules rapane. La fel se mănâncă în grașe astea? Nu, rapane se gătesc. Nu, milie de Marea Neagră. Nu, le-am făcut cu sos de vin, cu roi, cu... Astea de ce sunt? De unde le duc? Din Grecia sau de unde? Nici din Grecia, nu. Dar la noi sunt din astea la Marea Neagră? Nu, nu te știu, nu. 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 Sunt bulgarii, vor să fac o pescătorie. Da. La Dalboca. Am înțeles că o să încerce să le crească și acolo. Dar este senzațional de bună. Eu am mai încercat o singură dată, am luat de la Lidl. Și n-am pus să le mănânc, a fost oribil. Din cauza că erau vechi sau din ce cauza? Nu, tot așa. Mi-a dat și cuțit, adică a fost foarte scump. Nu a fost păstrată. Da, cred. Se poate să nu fi fost, dar nu se și unul degeaba pe ele și cuțit într-o manieră foarte bună să strică. Aha, nu mănânc de-aia am întrebat, că nu știu exact. Stă într-un paravume și este iar apă. Acolo era congelare cu gider. Ok. Deci tot timpul să aibă apă pe ele. 30 de zile avea valabilitate la noi. După 30 de zile noi s-ar nu le distribuim și aruncați. Le aruncăm. Că nu am spus nici pe ce pe ele, se poate îmbolnăvi și așa. Normal. Alea era cel pentru de aici. Și mai poate să vină cu acelea. Una am mâncat, le-am optat. Am păstrat cuțitul, că mi-a dat și cuțitul de... Petrecerea lui Marcel de 100.000 de abonați va fi la cabana minunată. Nu e exclus. Nu mai poți să vin aici și spuneți clientul, adică el... Nu este mă săracul, dacă moare... Nu să moare, dar ai mai puțin. Nu ai interes.
Ce vă ziceai de acolo? Vis-a-vis de legenda că sunt afrodiziac. Nu, 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 că sunt afrodiziac, fiindcă au magneziu. Magneziu. Da, dar s-a demonstrat că îți trebuie o găleată ca să aibă un efect. Am văzut baruri în America, unde sunt foarte, foarte ieftine, cumperi ca la sac, se deschide în continuu, sunt și mănânc tot în acea dreapă. O băletușă cred că aș mânca și foarte bună. Și mie îmi plac. Da. Camidile în Istanbul, pe la fel pe stradă. Bine, regele scoicilor pentru mine este Saint-Jacques. E altceva. Și am văzut că au și aici, pe aici, în Saint-Jacques, da. La, pentru copilăria mea, tocană de scoicai. Era scoica de gâdlă. Eu știu un loc în Năvodat. E secret. Stai în fund, până la brâu și bași mâna, țin așa un mănânc mare de scoici, ții așa doar pe alea mai mari. E un ligand cu tine care putește, și ți le alegi. După e cel mai greu ca să le cure, să le speri, să le... Dar medii proaspete poți să iei oricum. Știi un loc, dar... Deci e un metru de scoică. Un metru. Da. Ține secret. Îl țin secret. Se dure el în locul ăla. Întreabă cineva cum e supă de urc. E extraordinar de bună. E la fix pentru ce am eu nevoie acum, că altceva nu mai știu cât mâncam. E cu usturoi, cu sare, cu semințe de rodie, cu ceva ulei verde. La prima vedere am crezut că e ulei de dovleac, dar nu e. Uleiul verde. Este ulei de tot. Ulei de... Busier. Ulei de dovleac e verde, dar asta nu are de Coriandru. Nu face coriandru. Ideea că dacă simțeam... Cam multe produse cu coriandru, dacă ați spus ceva. Lui nu-i place coriandru. Dar nu la multă lumea. De exemplu, am la doamna coriandru. Rămâna de frunze aia repede, lui Marcel. Care? Nu. De coriandru, de aia așa. Aia, asta. Da. Menta am simțit? Menta avem, da? Nu vreau coriandru. Este fresh și serviți ceva cu acilitate după această supă, pentru că aceea o să vă pierdem prin cameră. Și asta este problema. Ce îmi servește bere, ce îmi servește fresh-ul, ce îmi servește ceva cu acilitate mare, nu le servim chiar la rândul de cer. El chiar vrea să slăbească. Nici dacă au camerele aproape? N-ajunge. Nu, recomandăm. Asta e o problemă cu gazonul. Este mare problemă, că o să ceară pe timp de vară, că este super rece. Și să știți că este gustoasă. Foarte gustoasă, chiar foarte gustoasă. Am gustat un foarte gustoasă. Chiar nu mă gândeam cu așa supă. Ce mă impresionează așa de mult, chiar mă impresionează. E super, este fresh, dar e problema cu acilitatea. Ce se rețetă cu acilitate, e problema. Mă vrea cineva să guste? Preparatul dumneavoastră preferat din meniu, de cuiva care vă ubere. Momentul acesta? Pe zona de suflet sau pe zona de tot total? Eu am câteva preparate pe care le aleg pe categorii, să spun. Ok, atunci stai pe categorie. Păi, tartar de lup de mare la antreuri, deci? Tartar de lup, lup de mare la antreuri. Dar nu este meniu. Ba da. Da. E chiar prima pagină. Ți-au luat strigile ochii. E printre primele. E al treilea sau al patrulea pe meniu. E al doilea lucru. Bravo, ai gusturi bune, bravo. Acum depinde de fiecare persoană, nu servește. Sunt sigur că mulți au fost dezgustați ca mâncat stăzut. Mă dat multe persoane mănâncă crud. Eu m-am, din meseria aceasta, mi-am schimbat gusturile, să știți. Până nu am servit viște în tartar. Le-am încercat strigile, sigur, adică nu sunt grețos sau așa, dar mi-a plăcut, adică nu... Până n-am mâncat viște în tartar, n-am știut ce înseamnă tartar.
că mâncam bine făcut. Am încercat toate astea, pe la Londra, pe la restaurant de ființe, pe gheață, pe de-astea. Și după ce am încercat, da, dar mi-a schimbat automatul din mine la peste. De 10 am avut acum mă mănânc în sânge, în mediu, intenționat ca să-i strânge like-ul la Mariana. Păi nu prea e recomandabil. Nu la vita. La vita. Așa este, la fel. E oameni că îi deranjează urechea așa. Mi-a luat, când a venit, avea o scriție doare de-a de faci pe geaba aia. Dar bă, lasă-l chiar așa, nu mă face cu cuțit. Ce să zice la cuțit? Acum îmi schimbă tot al lor. Ăsta e obiceiul tradițional românesc, că lui nu prea avem pește care să meargă servit crud. Peștele de apă dulce nu e o treabă crud. Da. Următoare petrecere la Borța, pe care e Marcel Casa. E senzațional. Da, nu, și pentru mine, tartarul de ton. Eu n-am spus, nu mi-a spus nimic, la pește sfârșit, cu codul, până am ajuns în Japonia. A fost excelent și mulțumesc frumos de recomandare. Cu mare plăcere. Și domnul după Japonia sunt fan sfârșit. Am recomandat lucrul. Sunt ceea ce domnul vrea să-și ia la fel filiul de coș. De ce să nu încercați și un lor pe patagonul? Este mai rar, se găsește mai rar prin restaurante. Și este altceva față de ce se găsește restaurantele din România. Abia aștept să ajung acolo, înțeleg, că sunt mână cu wasabi-ul ăla de la el, pentru că aveam noi mână, e ceva, e o făcătură. Alin, dar știi că e greu, dar nu putem, nu putem să-l luăm, să-l aducem pe dumneavoastră ăla. Dar puțin mai greu. Trebuie să-l transport pe departe. Dar și puțin mai greu, înțeles. Dar așa, la adevăratul lui potențial, trebuie făcut atunci pe loc. Sigur, așa, nu și ca la mama lui, e să mă duc la mama lui. Până acum, pentru mine, în bucătăria turcească, stridii la sezon. Sezonul de stridii și când se închide, presupun că e pauză și la dumneavoastră. E, n-are nimic de-a face una cu alta. Este primul an, dar după cum de mine avem stridii, am avut prin din anul trecut, din iarna, am adus stridii, consumat, am adus și cu aparatele care să ține 30 de zile, că nu poate ține. Automat după aceea, după 30 de zile, se strică. Bine să țină scunderul cu ăsta. Păi da. Și este reputație și... Pentru business pe termen lung nu poți construiești un brand în 10 ani și să ai pierdut într-o secundă. Un singur scandal de ăsta e. Păi se întâmplă ceva asta, și da. La revedere. Poate să fie 10 lucruri bune, dar nu e lucru rău întotdeauna mai să fie scandalizat. Te costă enorm de mult și ani de zile să scriezi o imagine, un brand și îl pierzi într-o secundă. Într-o secundă un mic scandal, să așa este. Gata, it's over. Ajunge o măciucă. Așa sunt pe cele din cel mai des în toate business. În special în Horeca, în industria ospitalității. Toată lumea nu se uită la lucrurile bune care normal. Sunt în restaurant, deci, eu dacă mă bag pe TripAdvisor undeva, mă duc într-o oraș la Londra sau ceva, văd comentarii, mă duc la negative, să văd ce nu i-a plăcut ăla, știi? Și dacă, îți dai seama în două secunde dacă e real comentariu sau au făcut așa de răutate sau, știi? Da, așa este. Pe TripAdvisor nu mai poți să știi comentariul, adică ți-am pus la comentariu nasol, ți-a scăzut nota, la revedere, mor, n-ai ce mai faci, la revedere. Voi v-am adus în plus, că știu că mi-aș lipsi la plus, dar aici ca să nu mai aveți nevoie de chestia asta, de pâine prăjită, clasic, cum încântată sub mai. Ce zice Silviu, s-au reparat plajele la Mamaia, de mers sezonul ăsta la mare la noi? La Mamaia, până ajungem la apă, mi se face sânt. Când ești în apă să ajungi la sezon, te usucă slipul. Da. Veniți la numai Maia Nord. Pașele sunt modificate și... Și de aglomerație, sunt blocuri de puțin roșii, verzi, galbene, puține manele pe acolo cu parcare. Eu n-am mai fost de 5 ani. Stau la 150 metri de plajă. N-am mai fost de 5 ani să fac pe plajele în Maia. 914 persoane și doar 375 de like-uri. M-ar ajuta niște like-uri de la voi. Câte like-uri? 375. Ce hater, voi incredibil. De asta n-arăs mâncarea. Invidioși. Invidioși. Întreabă cineva dacă știi să faci piper. Piper? Apropo, da, da. Are bloc cu piper. Ardei gras cu și brânză. Radu au romanul de care chiteri. Da, chiteri. Târgăsit. Târgăsit? Târgăsit. Târgăsit. Rețetă macedonească. Da, 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 da. Se face cel mai bine la un ceamă în retuci. Bă, nu i-am zis. Da. Știi ce vreau să mănânc la tine? Ia zi. Omletă menemen. Cel mai simplu lucru.
Ce înseamnă MNM? Se face repede. E o turcească. Aha. Legume și cu ou înăuntru. Multă roșie, multă roșie, roșie și ou. Da. Fritata, ah, practic, nu? Nu, nu, nu. Ca nu, un fel de sac, ca saksuka la izraelieni. Okay. La saksuka e ou întreg, aici da, este exact, o omletă. Ou al de iute... I-am văzut live cum fac chestia asta. Am fost am și pe canal. Are și Silviu și... Nu, mă revenit, i-am văzut acolo, la local, la mic dejun. Să știi că și ei au diferite moduri de a face MNM-ul. N-am găsit două restaurante identice. Am întrebat cineva ceva și sunt curioasă. Dacă ai, Marcel, ai găsit în România sushi care se asemene cu cel din Japonia? N-am mâncat în România deloc sushi. Am mâncat numai prin alte țări, prin Europa, prin Africa, dar nici ori am mâncat sushi. Da, da. Ați găsit ceva pe România care se asemene? Da, foarte bun, da. Sunt două, trei restaurante în București, dar nu vreau să le fac reclamă. O să spun ție după aia, da. YouTube, Busa, mulțumesc mult. Ce se va face? Da, de unde Alexandru Van Gogh cu restaurantul Scărlătescu, lasă-mă în pace, e numai numele de el. Deci am mâncat când a fost ceva târg ăsta de Crăciun, la, era standul restaurantului Scărlătescu, lăsa mâncarea pe acolo pe masă. Scărlătescu nu gătește el, dacă lasă bucătarea lui, e praf ce povestește mie de Scărlătescu. Și că ce mai bun sushi, cred că ai mâncat atunci prima dată și ultima dată Alexandru Van Gogh sushi la Scărlătescu, la restaurant. E pe locul 12 din 10 restaurante cu sushi. Dar sunt mai multe în București de sushi? Foarte multe. A prins moda, e... Cel mai bun e la Selgros. Nu, 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 la Lidl. La Lidl. Îl găsești așa la caserolul de 10, de așa. Sushi. N-am luat de la sushi niciodată. Arată ca sushi, dar n-are gust de sushi. Am înțeles. Dar așa culorile sunt frumoase, dar merită. E ca pâinea fără gluten. Arată ca pâinea, dar n-are niciun fel de alt ceva. Da, ori eu trebuie, l-am zburat de mai multe ori. Nu, bă, nu tai. Bagă. Și cu Qatar am zburat, a fost la și cu Emiratul și cu toate. Unde planificați să mai călătoriți pe viitor? Păi eu să merg cu Damian în Dobrogea, facem un reportaj de acolo, 13-14 mai. Ne întâlnim și cu Silviu acolo la niște degustări. Deci îmbinăm arta culinară cu istoria cu cultură și cultura. Sunt toate formele. Cultura culinară cu Wild cultura. Wild Piatra, mulțumesc mult! După aia, în iunie, mă duc cu Alin într-un tur cu mașini de-astea de... Cum se numesc? Supercaruri. Nu. Cu ăștia de la Custom Tuning până în Europa, până în Italia. Și în iulie în Canada, la pescuit. În nordul Canadei, mergem cu avion de la Papă, mergem până la Cagliari și de acolo ne ia cu un avion pe apă și ne lasă până în nordul Canadei, pe acolo, de Marenii mai e pe acolo. În august, în Croația, tot de pe 3 august. Tot în iunie avem turul cu urmele lui Vlad Țepeș. Da. Dar parcă a stabilit data, nu? Că nu se pot. Încă nu. Încă nu. Okay. Dar sunt pe acolo. Tot cu Damian, cu urmele lui Vlad Țepeș, care a ajuns până în Ungaria. Da. O să ajunge și până în Ungaria cu Vlad Țepeș. Sper să aprecieze. Păi este vlog cu Sorin și Damian în Istanbul. Este, dar e din greșeală. Da. Au pierdut avion. Întreba cineva, ar fi interesant. Dar ne-am descurcat. Mai drept că n-am reușit să facem tot în două zile în Istanbul. Istanbul uimesc. 21 de minute. Da, cred că am mers peste 20 de km pe zi, fiecare zi în Istanbul. Da, mai mulți decât avem noi în România. Da, da, da. Populația lui e mai mare ca oricum. La 29 de minute. Ne mai ridicăm? Ajungem la... Mai putem? Ah, trebuie să mergem la foc, nu? Da, da, ne mutăm la focul de tavă. Hai să mulțumim și pe la 9 și... Da. Ne mutăm la focul de tavă? Și eu. Când mergem cu dumneavoastră, eu și... Merge și vinul cu dumneavoastră? Da. Și merge și vinul cu dumneavoastră la foc? Nu știu. Nu știu. Merge și mie, bine.
Winter Pine? Două. Tot Winter. Oricum sunt încă mai mari mici. Doar roșu. Ce salată asta? Acră? Mm-hmm. E coțet? Da. Aducem o sticlă și gargoiți, nu știu cum vreau să mă gândesc, mai greu mă scut în lume, ca să vă rog, vă mandă la pahar. Și a lor, da? Așa, mai avem două sticle de răze, două minute în sus. Paharele cu noi? O las paharele, pentru că asta se fie pe regulă. Da. Și au două sticle de răze. Am văzut un comentariu acum despre apocalipsă, cu tot respectul, nu-i cazul acum la masă să și pe final după ce trecere să vorbim de apocalipsă. Putem să întrebăm? Doamna Constantinescu? Winter Punch este fără alcool, este băutură fierbinte, cu suc de mere. E călduț, merge la foc de tavă. Ce este suc Luăm live-ul după noi. Da? Ia paharul cu tine. Da, 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 o să-l iau. Vreau să-l iau eu paharul. Ce bară? Eu nu mai beau, nu, nu, e ok. Acolo, acolo. Nu mai beau, nu? Nu? Cam așa arată restaurantul. Eu sper să avem semnal și acolo la focul de tabără. Este semnal, este. Ar trebui să fie, da. Ai semnal. Chiar aici lângă. Silviu Petrescu e în top. În rețete culinare, om serios și cu bun simț, așa este. Mulțumesc. Aveți dreptate. Câte zile mai ține? Astăzi e ultima seară, mâine plecăm spre casă. Silviu, ai un nou abonat, Covaci Robert, mulțumim. Mulțumesc, Robert. Chiar merită aici să vezi acolo. Silviu gătește din pasiune și asta se vede. La cât am mâncat. Nu mai pot să ridic. Lasă că nu au, a fost foarte multă mâncare zilele astea? Da. Și toată top. Nu că a fost multă mâncare. Una n-a fost care să nu ne placă. Tot a fost de la top. La caracatiță, la creveți, la tot, la absolut orice. Cine știe, pure. Nu, Silviu n-are restaurant, are un canal de gătit. Silviu Petrescu îl găsiți pe YouTube. Pe dealurile alea ne dădeam cu Sania când eram copil. Ce tare! Aici unde e via acum? Cred că nu o să le iau, că nu mai pot să beau, efectiv. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Bine. Maxim impresionat de locație, maxim impresionat de mâncare, de tot ce a fost aici. Totul a fost top, 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 top. Orion Travel, da, suntem 1028 acum pe live. Vă mulțumesc că sunteți cu mine aici. Mulțumesc. Da, pe eu era oricum aia cu. Cum să nu? Acum mergem la focul de tabără, Iulian Andrei.
Și mergem și cu gazda. Silviu, o întrebare pentru tine. Ce părere ai despre cum gătesc italienii? Da, îmi place foarte mult. Este una din bucătările mele favorite. Bucătăria italiană îți place, da? Francezii, da. Eu de mult vreau să fac o pizza, dar nu vreau să-mi bag de aia să fac la cuptor normal. Când o să achiziționez un cuptor special de pizza, atunci vreau să fac. Eu știu să fac pizza toate felurile. Uh-huh. Și calțone și normal. Uh-huh. Dar nu este ce trebuie la cuptor electric. Și am înțeles. Vreau să o prezint așa cum trebuie. Paste, am multe rețete de paste. E bucătărie sănătoasă. Oare unde era făcut de tabără? Aici, imediat pe stânga, uite, chiar acolo. Uh-huh. Nu mergem prea mult, că nu putem. Casa Timiș, județul Prahova, da, acolo e. Acolo suntem. Silviu postează și el, sigur că da, a postat vlog de aici și probabil mai o să posteze. Mai postez mâine, nu? Mâine, da. Mâine postează din nou. Silviu, să faci multe rețete de paste, te roagă cineva. Am făcut, dar să știi că nu prea au avut succes. Nu? Când faci porc. Porcul e... Porc. Ăla e baza. Atunci se uită lumea. La paste, nu prea. Am înțeles. Aici se pregătește focul de tabără. La 100.000 de abonați faci petrecere la Ego, Silviu? Da, da, da. Dar mai am până atunci. Nu se știe. Asta e o necunoscută totală, pentru că poate să explodeze oricând. Doamne ajută. Pe acolo s-a plimbat și Țiriac, nu de mult. Posibil, posibil. Locația chiar e de asemenea natură în care poate să vină și Țiriac fără niciun fel de problemă. Ce frumos se vede Ploieștiul noaptea. Da, în față se văd luminile Ploieștiului. Băiatului. Uite, cineva ne confirmă. Cineva din staff că da, chiar a fost băiatul lui Țiriac. Breaking news și pentru TikTok, Mariane. Breaking news? De ce? Ce? A fost băiatul lui Țiriac aici, da? Nu de mult. Cam când? Anul trecut. Da, Silviu curând va avea 20.000 de abonați. Sunt convins de asta și va avea mult mai mulți. Pentru că e consecvent, ceea ce la YouTube place mult. Sunt harnic. E harnic. Tu mi-ai recomandat asta. Păi, ți-am dat cel mai bun sfat, da, pe care l-am obținut eu din experiență. Prin Marian Borcea l-am cunoscut pe domnul Sorin. Domnul Sorin m-a invitat la Maramureș și la petrecere. Atunci l-am cunoscut și pe Marcel. Atunci le-am cunoscut. Atunci, da, da. Nu înainte? Nu. Noi la petrecere ne-am cunoscut, da, anul trecut la Maramureș. Și de atunci ne-am tot cunoscut. Uh-huh. Deci asta e istoria. Cam asta, pe scurt. Uh-huh. Mai o trandafirată de la el, mai o... O nutrie. Mai o nutrie, mai o țuică de cireșe negre de la mine. I-am gătit nutrie. Da. Uh-huh. A fost senzațională și nutria, dar mai ales varza aia cu rață. Rățoi mult de la Chișinău, venit cu rutiera. Să știi că cu aia și Cătălin Backpack te pomenește. Mai am mâncat două porții și el nu prea, nu prea mâncare, mâncă, da. Nu mănâncă, mănâncă foarte puțin și am mâncat două porții, dar eu pun. Am făcut un ceon mare. Uite, întreabă Er de Călător, bucătăria românească pentru tine pe ce loc este? Pe locul 1. Locul 1? Da. Bravo, bucătărie românească, mâncăm acasă. Păi, normal. Deci un restaurant, ceea ce nu putem să facem acasă, mâncăm acolo.
Da. Așa. Bravo. Și mâncarea, cum am mai zis eu, cel mai bun condiment este timpul. Mâncarea făcută asta la... Asta să știi că am preluat-o la foc, de la tine. La foc. Deci, la... vorba adevărată. Da. Nu. Cel mai bun ingredient este timpul. Da. O mâncare, că mulți m-au întrebat dacă poți să faci ceva în 5 minute. Ce poți face în 5 minute? O omletă, da. Mică, un nou ochi. Aia nu mai e rețeta. Cel mai mult timp, să știi. Până la ce ore, până spargi. Ei, eu mă... Spune, eu sunt rapid. Se aprinde focul. Cam decotat ești. Așa îmi place mie. A, vezi păturii că v-ați gândit. Marian Borcea pe TikTok, îl găsiți și pe TikTok. Mai nou, el e live cam non-stop pe TikTok. Pe YouTube postează mai puțin. Dar e activ și acolo. Dar dacă vreți să vedeți destinații live non-stop, îl găsiți pe TikTok. Marian Borcea. Uite cum arată TikTok-ul pentru cine asta nu... e TikTok-ul lui. Nu, mă refer ca program, ca aplicație. Mă gândesc că toată lumea... Silviu, de unde știi atâtea rețete? De la Sanda Marin. De nu știu nicio rețetă, știu doar principiile de bază. Ce merge cu ce merge, timpii de gătire și aia improvizez. Pe mine dacă mă pui să fac aceeași rețetă de două ori, nu știu să o fac. Nu este, e artist. Nu, 90% ești exact ca mine, o fac asemănător. Da, ca să o fac identic, trebuie să mă uit pe YouTube la rețetele mele. Tot timpul am alte ingrediente sau alte... Stați foarte aproape de foc. Da, haide să... Am ținut pe drumul de acolo. Vă dați seama, o să cadă? Da. Dați că să-mi fac, stați cu cel mai târziu. Are gencile. Cine are geacă scumpă să nu stea lângă foc. Cine au geci scumpă să ferească puțin de flacă. Nu, dar poate să sară jar din ăla imediat, da. Găurește geaca. Eu stau departe, că putem mă duc chiar în China să-mi iau iară. Mai mult drumul. Da. Ce frumos e un foc. E tot așa ceva ce n-a rămas din preistorie, faptul că e foc, e siguranță. E. Cred că toată lumea are senzația de plăcere când stă lângă un foc seara. E în genele noastre. Hai Marian, ce seară minunată! Live! La Marian Adventure, Marian Borcea cu geaca în flăcări. Android? Dar cum se aude de faină focul? Eu trebuie să am grijă că am doar o singură geacă roșie. Îmi zic abonații. Să vă pun o muzică, dar nu vă speriați că e la mine dreptul de autor, adică să nu credeți că e ceva... Să vă taie YouTube-ul, da? Păi dacă e dreptul de autor la tine, da. la noi nu e. Păi nu, dar e live la mine, adică n-are cum. Ah, ok, ok. Înțelegi. Atunci e ok. A fost la mine. Eu am înregistrat, Marcel, știi? Am înțeles, așa da. Nu fac eu prostii, când te sabotez. Ca Marian Borcea. Da, Mircea Miclea, m-aș vedea cu Silviu într-o călătorie culinară, da, sigur că da. Ce fain s-a aprins. Oh, oh, oh. Mie-mi place, mie-mi place. Cui nu-i place? Da, așa e și-mi place. Merge la fix aici, la foc. Ha, 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 ha.
O mai cântă ea de la Șef la Cuțite, melodia. Așa este, Travel with Love. Vom vedea multe rețete țărănești la Borța când e gata grătarul. Ai dreptate. Și la oală olandeză. Și la oală olandeză mai nou, da. Proaspăt posețor sunt de oală olandeză. Cred că nu numai Sorin e îndrăgostit de Maramureș. Frumos arde. E hipnotizant. Am tăcut toți dintr-o dată. Ne uităm numai la foc. Unde e Alin? Aduc Lisa din portbagajul la Lamborghini. Țâtul și ceapa. Sparge două țepe cu pumnul pe capotă. Brișcă și eu am. Ardeleam fără brișcă. Aveți și foc de artificii, dar înăuntru, că e frig afară. Ai văzut pe aia la nuntă, d-au prins artificii, dar unde d-au fugit toți nuntașii, deci nu mai puteam de râs. Ceapa de pe capotă? Au experiență, probabil. Uite, 1100 de oameni, cum a venit focul de tabără, da. Ai văzut? Da, 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 1100. A sărit audiența. Mai duceți lemne, să vă ajute la 2000. Crezi și like-urile, văd. Vă spun eu cum să îngen 3000. Puneți un porcușor pe deasupra. Că s-o face jarul și numai bun. Sigur că da, când e gata grătarul, vom face o petrecere și noi acolo. Dar cel mai probabil va fi cu slănină friptă în băț, cu de-astea. Categoric nu vom găti caracatiță. De ce mă, că ai pârâul ăla chiar de acasă, mâncăși tu o caracasă pe margine? Bă, dacă te zgârci, poți să vii incredibil așa ceva. Poți să mergi 2 metri până la pârâul să iei o caracasă. Va fi cu ciuperci și cleni de pe vale. Marshmallow e Pepsi față de slănină. Dar niște strigii de-alea suge și noi acolo, nu? La Borța, la grătar. Come on.
Dar și view-ul în spate ce fai să vede. Foarte frumos se vede orașul. Asta e pentru hater, dar nu-mi aud vorbe bune, mă. Ce rău am făcut la lume, dar nu-mi aud vorbe bune. Te recrezi tu la Samarian, la hater. Ce rău am făcut la lume, dar nu-mi aud vorbe bune. Câți ai? Au scăzut, mă. Au scăzut? TikTok, da. E frică de foc, da. Pe TikTok. Ori le place făină, sărituri în apă, în cadă. Coba, geaca, geaca! Tradiția era ca în postul mare să se facă focuri sau ruguri, să alunge iarna. Păi la noi încă se păstrează. Se face odată deprinderea postului, se face foc pe deal. La noi se cheamă moroleucă. Și încă se păstrează tradiția. Roți de foc sunt, da, prin zonă? Când eram copil, era cu o săptămână înainte căram cauciucuri în vârful dealului. La noi zice urlărie. Urlărie? Mm-hmm. Gata, interesant. La noi zice moroleucă. Moroleucă? Moroleucă, da. La ce? La focul ăla, se face un foc pe deal când se prinde postul de Paști. Și cu strigături, cu dealea. Câtă brânză rămânea să se câini în ea. Pentru că se prinde postul. Ca un fel de angajament, așa, poate de ce ar trebui să fac. Da. O să se prăbușească imediat. Asta ziceam, că dacă era Iustin aici, se prăbușea de mult. Își lua niște pietroaie, ceva? Da, 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 cu ceva rezolvam. Și încă ceva mai făcea, lua din alea tocătură de lemn ce ar fi aruncat acolo, căuta niște paie. Inclusiv o statuie de aia cu copii care citesc. Da, da, direct, bagă-l. Păi așa s-a asigurat și vărmiul la țară de o bătaie de 3 zile, a aruncat un spray în foc. Da, păi și ne aruncam în foc spray-uri. Dar restul nu și-ar dat seama. Dar bubuie de numai. Ăla de-au sărit toți. Îmi treabă lui Marian, când am urcat doi baton și am dormit în sal, de dormit ce am bățit. Cum v-ați distrat? Da, bubuit, da. Cu ce? Deci am urcat pe aton, a durat vreo 8 ore și ceva și când am coborât jumătate din drum, era noapte și eram în pădure și bă, dormim, aveam saci de dormit, ne-am pus pe jos, auzeau mistret, șacali, aie, și am dormit acolo, ghemuiți în saci de dormit, direct pe pământ, nu fără nimic, că n-aveam altceva, direct pe pământ. Și până la 5:30 dimineața, unul s-a trezit mai devreme și bine intenționat, omul avea o brichetă luată de la unii așa,
și s-a dus niște vreascuri să facă foc. Și a adunat câteva bețigașe, le-a dat foc cu bricheta și s-a dus de mai multe ca să se stingă focul. Și a lăsat bricheta acolo lângă focul aia. Bă, când a pușcat bricheta, era în pădure acolo la Atos, la 5 dimineața, a sărit toți în saci. S-a rupt fermoarul, deci a sărit așa. Uliu! Deci a fost incredibil. Instantaneu, că la armată, deci eram în 2 secunde în picioare. Poate așa a fi avut grijă Dumnezeu de voi, că... Altfel veneau vreun mistreț sau ceva. Exact, da. Am mușinat ceva mistreț. Ceva. Venea vreun șacal la voi. Păi nu știi că era la primul, de a trecut mistrețul așa pe la picior, da, să vă... Deci primul din grup i-a trecut mistrețul, i-a dat cu piciorul în spate, așa, pe galare, dintr-o parte în alta a trecut. Eu copil, am o pădure la mine în sat Ciurnuleasa, mers cu fidul la plimbare prin pădure și un drum care taie prin pădure, merge la drept prin mijlocul pădurii. Și am auzit frâne, o bubuitură, și când am ieșit la drum, de dus o mașină peste un mistreț, dar ne-am făcut noi calculul că pe traiectoria pe care mergea mistrețul ăla, dacă nu întâlnea mașina, ne întâlnea pe noi. Dădea peste voi. Cel mai probabil, ei în general nu sunt periculoși, dacă nu nimerești scroafă cu pui, te cam lasă în pace, nu... Partea proastă, asta știu și eu de la vecinul care e vânător, sunt foarte miopi și atunci dacă nu te-a mușinat și dacă i-ai picat drept în față, atunci se sperie și intră în tine. Intră în tine cu botul. Povestiri la foc de tabără, exact aia. Povestiri facem. Vânătorești erau că mi-e mai puțin frică de urs decât de mistreț dacă e furios. Serios? Da, da, da. Deci povestiri de vânător. Deci dacă i-au venit damblaua pe tine, ăsta nu te mai lasă. Ursul e o mare pisică, așa zice vânătorul. Ursul se sperie, fuge. Dar o fi adevărat că dacă faci pe mortul, te lasă ursul în pace. Greu de spus. N-am mai povestit niciunul care au făcut pe mortul. De fapt, stai că mi-am intrat. Ce răspuns a dat doctorul Ovidiu Roșu, cel care e specialist în animale sălbatice și care a vânat și cu tranquilizante și câinii de a steriliza prin sate la noi, într-o campanie de asta oficială, foarte priceput doctor. A zis că nu te poate ataca, desigur, dar nu-ți afectează în mod direct organele vitale și poate scapi. E ca la bancul ăla pe avion, la un moment dat stewardesa face instructajul, vom zbura deasupra Oceanului Atlantic și o să vedeți că sub scaun aveți și o cremă, o alifie, dacă cumva picăm în apă să vă dați cu ea pentru rechini. Și nu ne mai mănâncă? Ba da, dar mai e scârbă. Deci să le pice bine, nu? Și tot așa era, tot pic un avion în apă și doi rechini se vorbesc între ei, hai mă, mănâncă-l pe ăla. Nu-l mănânc pe ăla, de ce? E indian, o săptămână m-au usturat curul după ce l-am mâncat pe ultimul dintre ei. Iar la urși era dictonul cerșetașilor, if it's brown, lay down, if it's black, fight back, if it's white, good night. Da, îmi cer scuze în seara asta, n-am putut să răspundem la toate întrebările voastre. Mersi, John. Și răspunsurile. E mai multă lume. Da, cele mai multe ce, animale sălbatice la Vopsa chef? Sunt mistreții. Cu Barbu Lăutaru. Eu am chef. Păi hai, bagă, ne cântă Damian ceva frumos. Dar rugămintea, nu stați cu camerele pe mine, că nu-mi place. Ah, ok, filmăm focul. Dar în fundal. Filmăm focul și ascultăm vocea. Eu sunt Barbu Lăutaru, starostele și cobzaru, ce-am cântat pe la domnii și la multe cu metri. Cobza mea era vestită, veac-întreg-a fost cinstită de boierii de paici, ba chiar și de venetici. Aaaa, aaaa, aaaa.
Of, 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 mi-aduc aminte, of, 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 că mai înainte niciun chef nu se păcea fără astă cobza mea. Dar acum, amar mie, de când lumea-i pe nemție, nu mai am în lume glas și pe ulița-m rămas. Să știți că am fost odată vocea lumii desfătată și închinați cât un pahar pentru un barbulăutar. Și închinați cât un pahar pentru-n barbu lăutar. Bravo! Senzațional, senzațional. Mulțumesc frumos. Să știi că toți cei 1167 de oameni te laudă. Dar nu sunt tenor, sunt doar bariton. Doar un singur hater a zis că am chitat fals, dar restul toți Nu, foarte multe mesaje. Foarte frumos. Super voce, super voce, super talent. Mulțumesc frumos. Barbu Lăutaru, ăla care i-a cântat Franz Liszt o partitură odată și i-a cântat-o la instrument, fără să știe note. Era cu taraful gen Galiu. Da, a cântat Franz Liszt o treabă la pian și ăștia când au ascultat au pus mâna pe instrumente și au zis-o instant. Ce tare! Dar asta parcă e compus de Anton Pan? Da. Așa i s-a trebuit. Te-ai înregistrat vreodată? Nu. Cu un fundal profesional, adică să fie totul profesional? Nu, n-am avut veleități muzicale așa de public. Crede-mă că ai. E, n-ai de public. Am voce greoaie care merge pe operă populară veche, dar nu-s bun de karaoke de așa și nici n-am căutat. Ce ai cântat acum a fost impresionant. Impresionant, da. Mă bucur, mulțumesc frumos. Ce spui de ea? Kalinka. Ah, Kalinka, da, frumos. Mai stai puțin. TikTok-ul e de acord, auzi. Și YouTube-ul, și YouTube-ul. Și YouTube-ul e de acord. Kalinka? Da, noi ne bucurăm. Aia sună mai bine la cor, dar încercăm. Da, e mai bine pe camera frontală, că așa nu se vede. Kalin, kakalin, kakalin, kamaya, sadu jagd malin, kamalin, kamaya, ech kalin, kakalin, kakalin, kamaya, sadu jagd malin, kamalin, kamaya, kalin, kakalin, kakalin, kamaya, sadu jagd malin, kamalin, kamaya, kalin, kakalin, kakalin, kamaya, sadu jagd malin, kamalin, kamaya. Pat sasnuju, pat zelenuju, spat положите в меня, ай люли люли, ай люли люли, спат положите.
bagă de malină, ca malină, ca maia. Eh, calină, ca calină, ca calină, ca maia. Sadu iag de malină, ca malină, ca maia. Calină, ca calină, ca calină, ca maia. Sadu iag de malină, ca malină, ca maia. Calin, ca calină, ca calină, ca maia. Sadu iag de malin, ca malin. Cat mai o. Extraordinar. Deci, la o grămadă li s-a ridicat părul și nu era fel și mi-au dat și lacrimile. Îl declin orice competență. Vorbesc foarte serios. Dacă tot ne-ai amintit de Ivan Rebrov, ați ghicit-o exact, de acolo știu. Poate știi cumva și clopote de seară. Vecernii zvon. Vecernii zvon. Nu știu versurile bine. Dar în română? Nu, nici acolo nu știu bine. Iar aia, sincer, nu cred că se poate cânta doar solist. Îți trebuie cor. Fără cor. Da. No, 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 no. Am făcut-o la cor. Dar nu mai... seminar. Da, exact. Da. Marian Bocea vrea să danseze în casa aceasta acum. Dar da, melodia exact cum înțeles doamna Diana e cântată după Ivan Rebrov, unul dintre cei mai talentați bași pe care a avut. Bas profund și da. Un ambitus enorm. Ambitus enorm. Și cu atâta imaginație scenică era omul ăla și cu atâta trăire de muzică. Opa, ia uite-l! Degecile. Se mutase în Germania, parcă. Da, în Germania trăim. Pantoful, lasă-i. Și acum urmează melodia Am talpa găurită. Vezi să nu ți s-a prind bine. Nu, acum băgăm o sârbă, au o lăbă frige. Hai să stingem focul. O să se stingă el. Se frică să nu ia foc. Am ochit asta cu viaia de plase, nu ia foc. E anti... Antifoc. Da, antifugă. Antifugă este, da. De-au și pus-o. Să-l fi avut și pe Radu aici să cântați împreună. Da, nu era rău. Ce frumos era. Și Radu știe și la chitară să cântă. Deci aia din Israel, am ascultat-o. Brațele părintești ați cântat, nu-i așa, Damian? Ați cântat frumos. Da, și era o sonorizare acolo, erați într-o biserică. Ne ajuta acustica. Da. Eu am auz muzical foarte bun, dar nu am o voce deosebită. Cam... Printre Radu. Da, împreună au cântat. Am făcut... Marcel, vino să vezi ceva. Da, am văzut, am văzut aia, da, sigur, e senzațional. Piele de găină. Dar nu am o voce, nu am o specială. Dar nu știu ce, poate să încerc, dar așa cum spune și Damian, nu merge. Așa eu mai mult le cântam copiilor cu vocea, înainte nu prea cântam. Ce voce are și Clopote de seară, dar nu mai știu bine versurile. Și de-ai ști sufletul meu? O știu. Da. Dar stai ușor. Okay. Sau mai știu ceva, păi, dar să... Impresarul când zice ceva, nu stai, că după aia... Dragul și tu se pute de scurci. Ai rămas plământ. Foarte frumoasă. Da, vrem, amândoi. Când asta? Hai când acum când a fost în Israel cu Freddy, da, cu grupul. Ziceam în bolune. A, dar ce? Că eu nu știu, dar nu știu dacă știu cuvintele, dar nu. Păi nu-i baică. Merge trenul și...
o să cânte și mie asta. Mugur, mugur, mugurele, mugur, mugurele, ia fă-te mai măricele, mugur, mugurele, îne frunzește frumușele, mugur, mugurele, că tu dacă înverzești, mugur, mugurele, pe toate le veselești, mugur, mugurele, pe toate le veselești, mugur, mugurele. Că ne-am săturat de iarnă, mugur, mugurele, și de răutate în țară, mugur, mugurele, și de răutate în țară, mugur, mugurele. Bate-i, Doamne, pe ciocoi, mugur, mugurele, cum ne bat și ei pe noi, mugur, mugurele, cum ne bat și ei pe noi, mugur, mugurele, mugur, mugur, mugurele, mugur, mugurele, ia fă-te mai măricel, mugur, trebuie ok, da. Bravo! Bravo! Bravo, ies cu să-ți treba de mugurel. Pare rău cu Jenina. Nici pe domnul Mugură nu l-am cunoscut încă, dar ai dorit să crească mare. Da. Mai cântă dacă poți. Pentru că și așa a băbuit focul, s-a dat de pușcăță, domnul. Mai lipsă jumate de lămâie și să mănânce în fața noastră. Întreabă dacă ai încercat să cânti la stradă. Păi Damian cântă la el acolo tot timpul cântă, e cântăreț. Încă mai cânt. De două ori s-au chiar ridicat de aia, de sicriu. A venit și sublimele la colivă. Mi-au zis mai ușor, mai ușor. Am avut odată, aia a fost momentul zero,
Am avut o altă confesiune creștină care au venit și nu au vrut să facă slujba în capelă, au vrut să facă la subsol. Și subsolul răzbate în capelă. Și cred că a fost cu rea intenție totuși. Că asta, zici că au pândit să pornim noi slujba sus, ca să înceapă și ei slujba jos. Și să cânte peste noi. Și mi-a făcut semn părinte, dă-i foale. I-am dat foale, nu s-a mai înțeles ce au cântat ei. Da, nu recomand. Mai bine... Măcar pe ultima sută ar fi bine să ne înțelegem. Eu n-am fost pe față, nu știu. Nu, nu. Au... Sunt niște rude de ale domnilor Constantinescu pe care îi cheamă Jenny și Mugurel. Și toată seara întreba ceva obsesiv de Mugurel. Uite, am Mugurel. A fost ca atunci în Maramureș cu cățelul. Da, da, da. Da, da, cât am râs atunci cu cățelul. Am râs. Să ne oprim. Maxim. Cine povestește? Marian Borcea. Nu mai povestesc, am tot povestit. Mai povestește-mă, că noi nu știm. Cineva obiectiv. Da. Cineva obiectiv. Tot lucrul asta cu nu mai povestesc, e ca la bancuri, e cea mai inutilă întrebare, îl știți? Spune-mă bancul, că spune mai râdem și a 10 oară la el. Normal. Zi, Marian. Păi, făceam un live și rămăsese niște carne de miel. Și domnul Sorin... Destul de multe. Destul de multe. Și domnul Sorin vrea să dea o bucată de miel la un câine. Doar că câinele atunci când se apropia avea de tocmai pulpa de miel. Și domnul Sorin a aruncat o bucățică mică, câinele nici măcar nu s-a uitat la ea. Și asta nu odată. De vreo două ori s-a întâmplat. Câinele a trecut pe lângă noi și eu am... Și la un moment dat, nu știu, m-a băgat în seama, a dispărut. Și după două secunde a apărut cu o pulpă de pulpă. Ne-a sfidat de-a dreptul. Avea un pont mai bun, da. Era câine, da, țin minte, ăla mare, l-am pozat noi, frumos. Beagle, Beagle. Beagle-ul, Beagle-ul. Beagle era, da, da, da. Beagle era, da. Și ori dea miel de acolo, din dulap. Și Beagle-ii sunt înduioșători. Da, dar n-avea ce să-i faci, adică nu ne-am supărat pe el. Sunt abonați, bă. Dar știți că a luat și a doua pulpă. Râs noi până ne-am distrat, a luat și a doua pulpă, da. Apoi n-ajunsese niciodată, erau la câine. La câine, da. Era pulpa aia cătică, l-o ducută pe o Asta a fost cea mai tare seară. Foarte tare. M-am distrat mai bine decât ieri. Sincer. Puteam face un foc în fiecare seară. Da, da, da. Sunt de acord. Eu v-am zis, eu vin la spart de lemne. Ia atâtea lemne m-am încăput în portbagaj. Mai multe n-am putut să duc. Da. Da, mai porco. Ramona de pușcă. Ca să te distrezi când cântă o orchestră, au fost bunicei. De ce să... Da, da, foarte frumos a cântat fata. Împreună vorbesc. Da, tot. Dar trebuie să fii genul ăla care să fii dănțăuș, să fii să-ți placă. Globiu. Să te... S-a văzut că noi n-am fost, da, publicul lor ideal. Niciunul dintre noi nu suntem așa. Cred că a fost mai mult pentru urmăritori. Ieri a fost seara lor și astăzi seara noastră. Da. În ce oraș suntem? În jurul, lângă Plăști, la vreo 10 km de Plăști.
Mersi, Adrian. Uite, în depărtare plec. Cântecele lui Damian din seara asta au fost cireașa de pe tort. Da. Nu merg la petreceri. Dacă doriți, vorbiți cu domnul Constantinescu. Nu încercați, ne mai cântă, nu? Întreabă că dacă ne mai cântă. Ne mai cântă. Da, cererea e imensă. Da. Nu, eu la, tot timpul la petrecere am eterna dilemă că nu poți să și bei, să și cânti în același timp. Păi lași parul jos, cânti iar bei. Da. Cât e? 10 jumate. Da, 1117 persoane. Like-uri mai puține de data asta, dar lumea e multă cu noi aici. Vă mulțumesc mult că sunteți cu noi la foc. Mai bine, Marcel, cu atât ai mai puține like-uri. Când erai acolo în Sudan și mureai de foame, aveai like-uri mai multe decât vizualizări. Da. Ce nu te-ai obișnuit până acum? Fă de că-ți are un jar de la pe geaca, ai 2000 de like-uri. Pe geaca ta, poate. Asta poți urât, Aline. Pe geaca ta să vezi 40.000 de like-uri. Nu, din voi să aruncați pe celălalt și să vă certați după aia. Mamă, deja ar fi 1.000.000 de like-uri. Ți-ar mai trece ceva prin gând? Că ai putea să ne mai încânti? Mă credeți că n-am mai cântat de atâta vreme că nu mai știu ce știu? Da. Ce e impresara? Ce? Ce? Anton Pan ce? Că e mult. Păi am propus deja. Deci sunt toți lumea. Dă-mi și mie playlist-ul și... Dați play. Te-ai ști, sufletelul meu, cât de mult te iubesc eu, împotriva-mi n-ai gândit și nici nu mai o sândi. Împotriva-mi n-ai gândit și nici nu mai o sândim. De-ai ști că Mm-hmm.
Asta ca să se știe că e Bianca și că e domnul Sorin aici de față, că eu pe înregistrare n-am cântat niciodată. Mulțumim. Păi nu a înregistrat nimeni, că e live. Mă rog. Am înregistrat eu. Băgând și eu o sole, mie o de mai stau puțin să mai... Marcel, da. A întrebat cineva câte like-uri o să iei dacă ți-arunci sandalele pe foc. Nici pentru un milion de like-uri nu le arunc. Știi că instinctiv m-am uitat la picioare. Dacă se tunde acum Borcea în direct, îți arunci sandale pe foc. Nu. Nici așa. Nici măcar. Ba, cred că, cred că am o pereche mai vechi în portbagaj. Alea le arunc. Am păstrat aproape toate sandalele cu care am călătorit prin lume. Până acum cred că am vreo 9-10 perechi. Serios? Da. Asta e foarte roman. Știi că a fost un glob tărătăr, e înmormântat în Buzău, la cimitirul eroilor, îmi scapă numele lui acum, care a bătut tot globul în opinci. Uh-huh. Și a schimbat nu știu câte zeci de perechi. Badea Cârțan? Nu. Încă nu e sigur dacă chiar a făcut-o sau a inventat. Povestea oricum e frumoasă. Povestea e extraordinar de frumoasă, am studiat-o și eu. E cam același ca și cu aterizatul. Dumitru Ion, nu rețin exact numele, dar știu și eu despre. L-am documentat la un moment dat, dar îmi scapă numele. Dumitru Ion, uite că Dumitru Dan. Dumitru Dan, exact. Dumitru Dan, da, știam de el. Badea Cârțan s-a remarcat și el, dar prin alte lucruri. Badea Cârțan a făcut pe jos drumul din Transilvania până la Roma, a vrut să vadă columna lui Traian și s-au trezit italienii din Roma de la începutul secolului 20 cu Badea Cârțan ghemuit cu desaga, cu venit proaspăt din Ardeal sub columna lui Traian, că el a vrut să vadă cum arată dacii și exact așa s-a strigat pe străzile Romei, s-a dat jos un dac de pe columnă. Că ăla era îmbrăcat la fel cu dacii de pe columnă. Și după aia a călătorit și la București, a călătorit când s-a dezvrit statuia lui Mihai Viteazu și l-au găsit aia din piața Universității. L-au găsit pus la socul statuii. Ăsta a fost un mare patriot român și doi oameni de cultură, iar îmi scapă numele lor. Acum s-au îngrijit să-l înmormânteze când s-a sfârșit. Dar asta a fost contribuția ardelenilor, ardeleni care cu desagii, cu cărți, că Badea Cârțan a cărat cărți, dincolo de munți. Cărți tipărite în românește pentru toată suflarea Ardealului. Domnul Neluțu de la stația meteo, care e urmăritorul. A, e cu noi? N-am văzut. Cu noi și mi-a trimis acum pe... care e un vizitator acolo, lângă stația meteo. Incredibil! La care stație meteo e domnul ăsta? Undeva pe la Borsec. Pe la Borsec, sus la... Ce tare ursul! Și-a venit omul în vizită. Da, un ursuleț de vreo 2 tone. Ciu-ciu-ciu până intră peste tine. Formă să vezi eu ciu-ciu-ciu. Noi de câte ori mergem după ciuperci, mă duc cu Ramona prin cele mai sălbatice păduri, de fapt abia așteaptă să întâlnească un urs, nu ciuperci. Dar n-a avut onoarea până acum. Dar ce, nu mai place de Marcel? Vreau să scape de Marcel. Stația TV Borsec, 1400 altitudine. De acolo e ursulețul. Nu-i vine al Ramonei, l-a mâncat ursul. Acum că tot am vorbit, eu îl salut pe domnul Gigi de la stația meteo de la Penteleu, din Buzău. Așa chef fain ce-am tras cu domnul sus acolo. Live, nu știu, dar nu mai am eu baterie live. Live am.
Uite că ne invită și domnul de la stația Borsec, la el la releu. Da, perfect. Să tragem și acolo un chef. Noi cărăm cei de cărat, el să facă focul. Gata. Mi s-a întâmplat întrebarea asta când am urcat pe munte printre prime. Dar de ce zdrângăne rucsacul? E, de ce-mi zdrângăne rucsacul? Merge acolo în sus. Îmi zdrângăne motivația să ajung în vârf. Au broaștele. Da, se aud. Cântă și jazz broaștele astea. Mișcă stridia? A tras un ghiont? Ceva. Băi, ce-i poșir ca aia, doctor, pe mine? Au început stridia. Bate în țeavă. Bate în țeavă. Tipă stridia lui Ramona la stridia lui Silviu. Băi, ăștia l-au despărțit. Cum stai, pă? Nu vezi că mi-ai spune la ta să nu iasă încă. Sincer, la cât de slabă ești și la cum mănânci, cred că ta spune, uai ce înghesuială e aici. Marcel, hai să da, întreabă ceva poezii, nu știți. Nu la aleg. Da, da, stau, am 85%. Mi se închide telefonul de persoană. Uite aici. Știai tu, mistre, tu cu col de argint. Corect. Da, dar e prea lung și ține de bateria. Mai luăm lemne. Nu știe toată, dar cât știe, o spune într-unul, o trăiește așa, cu tot sufletul. Oricum, în întuneric se vede când îmi dau ochii peste foarte cap, adică nu e... Cine ești corect, așa, poate așa, lepele peste cap. Așa l-am cunoscut eu pe Sorin. Doamne ferește. Ești vagabondă. Vagabondă. Cât de cere, Maria? Deci a făcut atmosfera asta frumoasă, cu cântece, cu barbă lăutarul, cu foc de tabără, romantic, tot. Apare... Zbang. Mariancu, ești vagabondă? Oficial ai fost elefantul din lacul lebedelor. Deci spune-mi de la mistrețul cu colț de argint. Nu știu. Sau cu liniște. Deci nu să spun acum. Un prinț din Levant, îndrăgind vânătoarea, prin inimă neagră de codru trecea, croindu-și cu greu, prin hățișuri, cărarea. Cânta dintr-un flaut de os și zicea, veniți să vânăm în păduri nepătrunse, mistrețul cu colț de argint fioros, ce zilnic își poartă prin scorburi ascunse, copita și blana și ochiul sticlos. Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne, mistrețul acela
nu vine pe aici. Mai bine să batem vânatul cu coarne, ori vulpile roșii, ori iepurii mici. Dar prințul, trecând zâmbitor înainte, privea printre arbori, dar atent la culori, lăsând în culcuș căprioara cu minte și linxul, ce râde cu ochi sclipitori. Sub fagi, el dădea bureana într-o parte, priviți cum se învârte făcând un semn, mistrețul cu colț de argint, nu departe, veniți să-l lovim cu săgeata de lemn. Stăpâne, e apa, șucând sub copaci, zicea servitorul privindu-l isteț, dar el răspundea întorcându-se, taci, și apa sclipea ca un colț de mistreț. Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri, priviți cum pufnește și scurmă stingher mistrețul cu colț de argint peste plaiuri, veniți să lovim cu săgeata de fier. Stăpâne, e iarba, foșnind sub copaci, zicea servitorul zâmbind îndrăzneț, dar el răspundea întorcându-se, taci, și iarba sclipea ca un colț de mistreț. Sub braz, el strigă îndemnându-i spre creste, priviți unde șaflă odihnă și foc, mistrețul cu colț de argint din poveste, veniți să lovim cu săgeata de foc. Stăpâne, e luna, lucind prin copaci, zicea servitorul râzând cu dispreț, dar el răspunde întorcându-se, taci, și luna sclipea ca un colț de mistreț. Dar vai, sub luceferii palizi ai bolții, cum stă în amurg la izvor aplecați, veni un mistreț uriaș și cu colții îl trase să-l bate prin colbul roșcat. Ce fiară ciudată mă umple de sânge, oprind vânătoarea mistrețului meu. Ce pasăre neagră stă în codru și plânge, ce vește de frunză mă bate mereu. Stăpâne, mistrețul cu colț ca argintul, chiar el te-a cuprins grohăind sub copaci. Ascultă cum latră copoi gonindu-l, dar prințul răspunse întorcându-se, taci, mai bine acornul și sună într-una, să suni până mor către cerul senin. Atunci a sfinți după creștete luna și cornul sună, însă foarte puțin. Piele de găină. Bravo! Super! Deci la recapitulăm acum povestea cu mistrețul cu colț de argint și m-am cunoscut eu pe Diana. Noi ne știam din liceu, că era cu un an mai mică, ea era tocilara liceului și eu eram vagabondul liceului. Mereu spun că nu e așa, nu e adevărat. Și ea, de cât erau serbarea de început de an școlar, Diana cânta la vioară, a fost la festival la Ciprian Porumbescu, cânta foarte bine la vioară. Și nu erai tu vagabondul liceului. Și eu eram în timpul ăla la barul, la barul orașului și beam Ricadona la clasa 11, clasa 12. Și când eram în clasa 12, au făcut serbare. Și profesorul de română tot a zis că nu mă trece, că nu prea învățat nimic, dacă nu spun o poezie la serbare. Și era mistrețul cu colț de argint. Când am văzut că are vreo 200 de strofe, zic, aia e. Și am început eu să învăț acasă, să mă treacă și pe mine clasă, să-mi dau și eu bacalaureatul. Și ne-am dus pe scenă acolo la Casa de Cultură, nu? Da. Și profesori acolo, toți elevi, și am început eu cu mistrețul. Dar eram la repetiția generală. La repetiția generală a venit și directorul să vadă, să dea ok-ul pentru toți artiștii, nu știu ce, și am venit, aveam niște foi, așa că notasem toate strofele cu mistrețul, că n-aveam laptop pe vremea aia. Și am recitat o strofă, două, trei, patru, s-a blocat mistrețul și m-au trimis afară de pe scenă. S-a blocat în tufe. Și prințul îi răspunde, taci, și am tăcut. Erau tot felul de talentați pe scenă, fiecare cu în afară de mine. Lui. Fiecare ce știa să facă, dar toți știau partitura lor și o duceau până la capăt. El a fost singurul care... Bă, am băgat pe două strofe sau trei, adică... Și așa m-am îndrăgostit eu de Sorin. A, nu, asta e o glumă. La început îmi zicea mistrețule. Mai
mai târziu, mai târziu. Evident că e un alin care poate să persiste. A fost, ne-am îndrăgostit peste vreo 2 ani, sau 3 chiar. 2. Dar în clasa 12 erai sau 11? Nu eram mai mici. Nu, în clasa 12 eram eu. Că eu nu mai știu, că pe mine mă chemau la toate zărbările și eu aveam treaba, aveam de învățat și nu aveam... Da, asta era. Și mă plictisisem, mă puneau mereu să cânt balada de Ciprian Porumbescu și... Vrei să o cânt eu încercam ca... Să, încercam să-i conving să cânt și altceva și reușeam uneori, da. De obicei îmi cereau balada. Vânați mistrețul și îl puneți pe jar, au înțeles abonații din poezia asta. Și colții de argint la amanet. Sau la facem lanțuri. Sau la nasturi. Adică sunt nasturi aia în colț de mistreț. Dar tu ai ales poezia asta, s-o recit. Da, eu am ales că ai auzit-o vreau la să mă fac vânător și mi-am văzut cu mistrețul și zic poate... Nu, cred că n-ai auzit-o la cenaclu la Păunescu. Ba da, de acolo știam, da. Da. De la Păunescu. Am auzit-o. Eram nelipsit de la cenaclu Flacăra. Am fost și eu odată la Arad. La Arad, la... Sala polivalentă era și Păunescu vorbea și ea cântau, știi? Recita. Era mic atunci, în școala generală. Da? Să faci un medley, să cânt balada și urmă să treci. Repede la altceva, da. Aveam doi colegi, mi-am adus aminte de Miță și de Cristi Ivan Diana. În prima bancă la Parfene avea un profesor mai surd așa de română, Dumnezeu să-l ierte. Și erau în prima bancă, nu învățau nimica și pusese în prima bancă ca să îi supravegheze sau ceva, știi? Și l-asculte, bă, se ridică în picioare și ăla îl șoptea de jos, de acolo. Și profesorul nu-și dădea seama, că nici nu vedea bine, era și bătrân, tot îi șoptea. Iar zicea o strofă și ăla îi șoptea, nu mai știu ce poezie spunea. Și la un moment dat n-am mai auzit, dar e așa din concentrat să nu cumva să piardă și să așa. Nu și-au dat seama să ridică în picioare și spune la ureche în timp ce asculta profesorul ăla era. În picioare, da? La tablă a fost foarte haios. Ce frumos se vede jarul. Superb. Păcat că e neutilizat. Da, acum ar fi numai bun. Dacă nu avem clisă, ar fi numai bun acum de pus ceva acolo. Să ne mai dea niște mici din aia Wagyu, așa cruz, îi facem noi. Sunt convins că are și mai bun la jarul ăsta. Ia zi, Silviu, aduc oala olandeză? O, și cum merge acum? La fix. Sau măcar niște cartofi, uite, zice cineva, să fie băgat aici. Corect. Cartofi la spuză. Super. Cu un pic de unt după aia. Știu că nu-i bună folia de aluminiu, dar asta, băgat într-o folie de aluminiu cu ceva umplutură să topească bine acolo. Ah, un tișor. Trebuie la practică, hai să punem niște praștă. Sau un bulz. Deci lumea acum variază pe chat, că zice că atunci când ai aruncat lămelea rucsacul, unii zic că aveai cloposei care îndepărtau urșii și unii zic că aveau sticle de bere. Care e? Niciunul nu are dreptate. N-are niciunul, era sticle de vin. Dar e mai aproape al doilea, nici măcar, că eram la munte, am luat coniac. Aveam două sticle de Miorița care dansau împreună acolo în rucsac și care s-au dovedit foarte utile în momentul când am ajuns în vârf. Și ca să ajung în vârf, dacă stau bine să mă gândesc, s-au dovedit foarte utile. Da.
oficial a stat mai mult la foc decât la petrecere. Da. Da. Și văd că nu prea ne trage firea să ne retragem. Și păi cred că nici nu o să plecăm până se strânge. Nici nu cred că plecăm în grabă. E perfect acum jarul ăsta pentru un grătar. Acum ar fi ideal. Hai, haideți că mai spuneți de câteva ori și din vai nu mai pot, am mâncat prea mult, acum bagă și o fleică, dă-i și cu ceafă. Ca niște români ce ne aflăm. Și să fiu full o halcă de carne aici n-aș refuza. Moștenirea genetică de la cei care țineau mesele acelea cu câte 40 de ani. Da, da. Eu sunt curios la mesele alea de 40 de feluri de mâncare, se mânca cu tacâmuri sau se mânca cu mâna? Cuțitul era cu siguranță la modă, dar fârpulița târziu de tot a apărut. Dar cuțitul foloseau după ce se îmbătau și se certau. Ea, s-a mai întâmplat și așa, nu că toți aveau hangere și săbii la brâu. Dar nu, în general se mânca cu mâna. Îmi aduc aminte de firme aia cu boieri, că sunt firme românești și mâncau așa cu mâna și le curgea pe Da, păi aia de acolo o știu și eu. Filmele istorice românești au multe clișee și lucruri care nu sunt așa în istorie, dar aia cu masa, aia nu-i departe. Pentru că altfel nu se explică de ce venea servitorul cu ligheanul la săpulit, boierul după. Că mâncau cu toată gura și cam aia era. Un obicei otoman pe care nu știu cât l-am păstrat noi era să dai drumul la flatulență la sfârșitul mesei ca să arăți cât de bun a fost. De ce te uiți la mine? Pentru că tu ești un băiat fin și să vadă dacă te-a contrariat. Nu, am mâncat scoica aia, am mâncat ăsta. Să vadă dacă te-a contrariat. Să vadă dacă n-a fost prea bun. Iosnoa vă povestită de Neagu Giuvara, care avea un mare dar de povestitor, zice că la un... unul dintre trimișii Franței la Constantinopol e invitat de marele vizir la masă și se dă o masă din asta cu multe feluri de mâncare, mănâncă ăștia, mănâncă și la un moment dat încep toți turcii să tragă pe partea ailaltă și ăsta, ambasadorul Franței, educat la Versailles, e oripilat. Că ce se întâmplă aici? Se întoarce marele vizir la el și explică în franceză că dacă nu faceți așa, înseamnă că nu v-a plăcut masa. Ăsta, simțindu-se să fie și el în ton, se ridică și el, dar dă-o de aia. La care vizirul se întoarce. A, dar te țin că virgin. Sau o slavă din interbelic, cu asta mi-a povestit o bunica mea. Merge tata cu băiatul, tata cu băiatul de la țară, prima oară la oraș prin anii 20. Și băiatul fascinat că vedea blocuri, vedea tramvaie prima oară. Și la un moment dat, în stație la tramvai, trece pe lângă ei o damă, o cucoană, cu haină de blană și mirosind a parfum bun. Și când trece vălul de parfum așa pe lângă el, se întoarce băiatul către tată. Vai tata, dar ce frumos miroase beșina de cucoană. Mama când bese strănută pisica de pe sobă. Avem și noi o întâmplare cu Neagu Giuvara. Am devenit importanți deranjându-l la un moment dat. Am luat un apartament chiar deasupra lui și nu știam că el stă acolo și se îl reamenajam. Perete cu sediul loteriei. Aha. Îl renovam apartamentul pentru închiriere. Și na, el și soția lui sigur că erau în vârstă și eu nu știam că ei stau acolo și noi am încercat să limităm orele de muncă ale muncitorilor, dar cine știe, poate ei ar fi lucrat și altcândva sau... Na, și m-au oprit odată și m-au invitat la ei să... Da, am avut sigur o discuție civilizată. M-au rugat să restrângem timpul de lucru.
Câți de aici vă puteți să udați la zero? Că l-ați deranjat. Adevărul că era și un om greu de deranjat. Da, nu... Nu, atâta manieră cât avea omul ăla. Nu l-am cunoscut înainte. Adică nu... Auzisem de el atât, la nivelul ăsta de ignoranță eram. Bine, a țipat Diana de două ori la el, a trecut, n-a mai spus nimic. Da, eu sunt agresiv, așa. Și domnul Neagu Giuvar a cunoscut ca un smardoi pur sânge. Dar mare lucru că l-ați deranjat, totuși că ați avut ocazia să-l cunoașteți. Da, da. Omul de departe, deci din câți oameni am întâlnit, cel mai magnetic. Când începea omul ăsta să vorbească, uitai că ai nevoie la baie, uitai că ți-e foame, că ți-e sete. Doar stăteai și ascultai. Bine, nu ne-a povestit. Mie nu mi-a povestit atunci niște lucruri din astea. Te-ai explicat ce mult îl deranjați? Da, nu mai știu, că mie mi-era rușine, eu eram jenată de situație și n-a fost cea mai fericită întâlnire. Nu, dar omul chiar a fost boier, ca manieră vorbind. Da. Și doamna era deosebită. Marie France. Era franțuzoaică. Da? Franțuzoaică pur sânge. Dar vorbea românește. Acum, posibil să nu fi fost nevastă sa. Ei erau divorțați de ceva timp. Sigur era nevastă, că era una blondă cu un păr așa până aici. Să fie avut vreo 23, nu de-aia atât avea. Nu, era o doamnă în vârstă. Potrivită. Acum, dat fiindcă domnul Neagu Giuvar a trăit 102 ani, e foarte posibil să fi fost fiica sa, doamna aia în vârstă. Fiica lui nepoata lui. Doamna de aia care la 70 de ani spunea că s-ar căsători, dar nu lasă tăticul. Aveam oameni adevărați. Acum toate valorile s-au mutat pe TikTok. De pe TikTok acum. Nu știu pe cine am țepat asta, eu stau cu bine. Valorile noastre, toți mafioții, toți. Cum era cu Zmeurica sau cum era? Da. Nu, dar te îngrozești, dacă stai pe TikTok un pic, da, să dai scroll jumate de oră, te duci cu capul, adică e... Da, hai că vorbeam de lucruri frumoase. Păi e foarte frumos pe TikTok. Eu singura dată când am intrat pe TikTok, mi-a băgat o manea full. Hai, foarte, gata. Foarte bine ți-a făcut. De welcome. Da, e frumos pe aici, nu mai venim. Foarte bine ți-a făcut, ca să nu dai... Vezi că Marian stă pe TikTok de azi dimineață. Acum ai și după TikTok. Alții stau cu el. Pentru că și pe transmite. TikTok sunt, că am cont și e un prieten care îmi pune. A, da? Da, extrase din emisiuni. Dar eu personal n-am intrat, deci vis-a-vis de cine s-o fi supărat că mi-a zis, doamne, dacă băi, vezi că se plânge lumea când nu răspunzi la comentarii. N-am cum să răspund că eu nu stau pe TikTok. Deci toată lumea e pe TikTok. Ne adaptăm. Faceți foc, toată lumea e pe TikTok. Parul e pe primul loc. Acum nu-i devine TikTok-ul că se varsă multe prostii pe el. Tu poți la fel de bine să faci material de calitate să-i dai. Bineînțeles. Asta spuneam și eu la început când am intrat, erau numai gunoi. Dar de o vreme parcă s-a mai selectat cumva ceea ce mi-afișează TikTok-ul. O să fie totdeauna la modă. O să vrei întotdeauna și să râzi ca prostul, dar nu numai aia. Adică merge și bășcălia, merge și maneaua. Nu, dar de glume bune și de-astea, nu de... Da. Dar nu poți să stai numai cu de-astea, că și de ciocolată ți s-a crește la un moment dat. Corect.
ideea că nu scade rangul, adică nu ești mai puțin mafiot dacă mai și citești o carte, dacă mai și bagi nasul pe undeva, pe unde se mai face și cultură. Mai Sergiu. Că este un român care a trăit 145 de ani? Am auzit ceva, parcă am citit ceva. Oficial, cel mai longeviv om până acum este Jean Calment din Franța, 121 de ani. Adică femeie care a prezentat certificatul de naștere. Mai departe sunt doar speculații. E posibil și sunt multe legende. Dacă timp nu ai documentul scris care să ateste data nașterii, rămâi doar la faza de speculație. Așa, din punct de vedere al tradiției, cel mai longeviv om e Matusalem, că de-aia să și spune că ești Matusalem. 965. Da, e o ficțiune. De-aia, de la el s-au învățat așa, de la 60 de ani nu se mai schimbă buletinul. Dacă încolo 900 de ani ești în regulă. Greu de spus. Este suspicios faptul că e prezentă în o grămadă de mitologie. Aproape toate au treaba asta cu decăderea umanității dintr-o vârstă de aur, când oamenii n-au boli, nu le e greu să-și procure hrana, trăiesc în pace, trăiesc în armonie, asta e vârsta de aur, și tot cade moralitatea umanității, adică de la vârsta de aur să ajunge la vârsta de fier, de pământ, de altceva. Asta e o treabă pe care o spune Biblia, o spune Hesiod în Munci și Zile. Sunt o grămadă de religii ale lumii care exact același lucru povestesc. Acum e temperatura perfectă. Wagyu. Ce pot să observ de la Nicola Wagyu este că nu vine damp de la el. Deloc. Se vede că deloc, a fost dobit. Deloc. Da. Nu are bicarbonat. Și nici usturoi parcă să aibă usturoi. N-am simțit să aibă. N-am simțit nici. Păi orice damp e 20 de ron. Alea damp-uri dă. Dă om cu un fac. Orice damp 20. Deci cât a fost mic? 150 de lei bucata? Da. Azi cât îi face discount, dar nu ne-a făcut. M-a uitat pe note, tot 150 l-a pus. S-au învățat și ei că filmați. Da. Diana cântă. Da, doamna Diana. Eu nu știu să când, dar vă aduc aici Lamborghini și Lambalez. Să nu fie cu supărare, de aia botezăm botanul Marcel fără să știe că te cheamă Marcel. Eu mă bucur. Da, eu m-am trezit cu el pe picioare când dormeam. Am făcut tot și aud pe Bianca, Marcel vine cu acea zi, mă, chiar în halul ăsta. Să nu fie cu supărare, dar pe câinele meu de la Vorț îl cheamă Bianca. O
Bianca Diana, da, are două nume. Este un nume special, este un nume italienesc. Păi și noi avem înseamnă puritate. Niște câini pe care, la care le-am pus niște nume de oameni fără să ne gândim la vreo persoană și pentru că într-un fel așa s-a potrivit. Se mai întâmplă. Se cel mai nasul a fost acum că a venit sculptorul ăla, îl cheamă Bălan Pănică, să pune sculpturile în... A, și aveți câine Bălan, da. Și a făcut troița și era acolo montarea și câinele meu Bălan tot spus așa, Bălan, stai într-un s-a oprit omul cu tau, că nu mai mișca nimic. Mai reparat de sculpturi de acolo, zic, bă, la pleacă de acolo. Dar stai, domne, că n-am terminat. Da, dar m-am simțit penibil. Ce-i domn, Sorin? Dar ce-am făcut, domnul? Dar după aia ne-a uitat unul la altul, că nici m-am dat seama de asta, că eu de reflex cu câine. Nu știam cum s-o drec, i-am explicat omului frumos, hai domnule. Stai așa, că nu-i așa. Vorbeai normal și dintr-o dată... Da, eu vorbeam cu omul, el lucra acolo că mai făcea câte o reparație de asta și da, domnul Bălan, nu știu ce, și să știți că îmi place foarte mult cu sculpta și de asta. Bălan, pleacă acolo! Mamă, ce milionar mi-a găsit! Bălan făcuse pipi pe o altă sculptură și era mai acolo. Ridicase piciorul, eu cum am gândit că a costat. Deci raportat la ce distanță are la București, nu cred că există locație mai inspirată. Da, da, e super. Păi eu de-aia m-am gândit la distanță, știi? E frapant că vezi dita mai orașul cu lumini și e atât de liniște încoace. Exact. Și ploiește aici, se vede toate luminile. De la energie se trage. Știm că domnul Costănescu l-a lansat pe Damian. Ne puteți spune cum l-ați descoperit sau cum l-a lansat? Dar credeam că nu mai e un mister asta. Îi povestească Damian cum l-a lansat. Ați făcut cerere să faceți tur la Belu. Și ghid. Am zis, domnule, dați-mi cel mai bun ghid care l-aveți. Vi l-au dat pe singurul. Ei nu mi-au spus. Ați mă prindă de client. Vi l-au trimis pe cel mai bun. Nu că la administrația cimitarului sunt gratis, nu există post de ghid. Eu sunt inspector de resurse umane. Pentru că am avut un om deștept care m-a angajat acolo, nu există organigramă pentru ce faci tu, dar noi te luăm inspector de resurse umane, tu faci, condici, inventariezi chestii, dar când mai vin treburi de astea, te trimitem pe tine. Și ați venit dumneavoastră, m-au trimis pe mine. Și cum aveau deja un inspector, i-a băgat pe resurse umane la ceilalți, în partea altă, după gard. Când mi-a spus că o să postați pe YouTube un tur de 3 ore și... Este perfect, ori să uite câteva sute de oameni și... Optimist vorbind. Da, și aia o să fie. Nu mi-a spus că mă treceți cu numele. Aia a fost surpriză. Și am început să fiu sunat. Băi, ești pe YouTube. Unde ești pe YouTube? Ești cu Belu pe YouTube. Eu-s de mult la Belu, zi mai clar unde... Te-a postat cineva, Sorin Constantinescu. Vezi că ești pe YouTube. Și acum are 550.000. 550.000 de vizualizare, dar toți făceau mișto, zic, bă, mă duc să fac vlog de cimitru. Băi, și cum să faci de vlog de cimitru Bel? Să uite ce azi, filmez crucile pe acolo, ce ai? Nu e sănătos. Nu se filmez crucile. Face 2 ani postarea aia și după aia m-ați chemat la birou și m-ați întrebat dacă mai știu și altceva. Și de acolo a plecat toată treaba. Mi-a zis, cânt în stradă, veniți duminica, da. La 12... Vă servești cu o colivă bună, cu lunii, zic, da, nu, facem. Nu facem, dar, dar găsim câte ceva. Ce bine filmează noaptea. Da, e senzațional. Cineva, da. În ultima perioadă au fost multe
conversații dintre astea, că acum suntem amândoi de față. Nu s-a întâmplat vreodată să-mi spuneți, vezi să nu spui aia, sau să-mi spuneți, vezi că vreau să spui aia? Da, păi nu e cazul, ești artist, adică ce să spun eu? Totul s-a desfășurat, adică dacă v-am... Natural. Dacă v-am scris la 5 dimineața, noi având tur la 9, nu pot astăzi, că nu-s pregătit. N-a fost niciodată o problemă. De fiecare dată tur a fost când v-am rugat eu să fie. Adică am mers foarte firesc până acum și tocmai de-aia vreau să-și continuăm. Da. Și a contat imens faptul că eu am venit cu pregătirea mea făcută, dar de restul v-ați ocupat dumneavoastră. Ca să poți să te concentrezi pe partea artistică. Da. Iar cine a spus că nu sunteți atent la ce vorbesc eu, ba dimpotrivă, că eu am destul de experiență cu oameni care, la care mă simțeam televizor și eu nu mai vorbesc în momentul în care simt că n-am cui să-i vorbesc. Deja am început să învăț și eu deja. Păi la ultimile vloguri se vede că începe să spuneți arhitectură de secol 19 și eu zic așa e. Deja acum vorbesc eu și Damian doar zice așa e când facem vloguri. Eu mă simt exact, încerc să mă simt ca ghidul din Turcia. În Turcia e obligatoriu să ții ghid, n-ai voie să faci turul. Ca și Mongolia. Așa? Le râdeau toți când puneam vlogurile de Mongolia. Nu, da. Ghidul din Mongolia, I'm very happy because you are here, I will learn a lot from you. Băi, dar nu ții rușine, tu ești ghid mongolez. Ești la mult în România. No, ghidul din Turcia știe situația, că la el e legal, adică n-ai voie. Dacă nu-i ghid turc cu tine, n-ai voie să prezinți. Dar prima discuție între noi doi a fost așa, deci tu știi despre Turcia? Zic, da, mă descurc. Adică eu doar trebuie să te duc până acolo, da, și mi-au aceeași bani, da, perfect. Hai să mergem. Imediat la început, ce ești beș, arcada și gata. Nu, da, e băiat foarte de treabă, doar mă întreabă la sfârșit. Le-ai spus da, le-am zis. Da, aia le-ai zis? A, nu le-am zis. Ia, hai să-ți spun. Am uitat. Aia. Deci știa și el câte ceva. Nu, e băiat pregătit. Merită, poate odată îl rugăm să ne facă un tur de Turcia, nu de Istanbul. Mulțumesc, Ionuț Radu. Încă suntem 1004 persoane la ora asta. E noutate pentru canalul meu. Ne-ai pe live. La ora asta niciodată. Nu. Nu e joi seara. Și în timpul săptămânii și asta e ciudat. E, în timpul săptămânii. La noi în București oamenii încep weekendul de joi să termină marți. Așa. Dar când e mai bun să petreci? Și a intrat primăvara în drepturi, e vreme frumoasă, suntem după pandemie, după stat grămadă. Da, corect. După pandemie și înainte de următoarea. Ferească Dumnezeu. Și ne mai pregătesc ăștia. Noapte bună, ne vedem dimineața la breakfast. Da. La cât ne vedem? La 9? La cât? La 9. La 9. Mâine okay. Mai e perfect. Program, sau? Nu, mâine plecăm, după breakfast o tem. Eu o să trag o fugă până în Ploiești la Dragoș Pătraru să vă poate împrind la cafelea. Da, și bine. Să vorbim direct. Da. Deci îi dăm drumul și cu seria două. Da, da, doar nume care, când ai zis numele, oricine s-a întors capul în tramvai. Adică să știa lumea de ei. Da. Eu zic că sunt destul de cunoscuți. Da. Acum problema cu ăștia mai cunoscuți e să vedem când or să vrea. Salut. O să încerc cu domnul Pătraru și să-i scriu doamnei Ruști, că cu ea deja ne cunoaștem de la Stambul. Da. Da, poți. Marți la cât zice să ne vedem? E zi lucrătoare. Mă duc de la Bungă. Marți pe 9, nu? Da. Păi jurul prânz, cred că să e mai cald, nu? Cam vreo 3-4 ore că e cu deplasări. Păi eu iau Palin cu mine. De unde începem? Cât mai din nord, cred că de la Palatul Elisabeta, din zona Chiselef. Deci nu-mi piperă. Nu. N-a trecut pe acolo. Acolo n-avem treabă cu Casa Regală. Casa Regală. Nu cu asta clasică, alte case regale poate.
Hai, lăspun că așa putem să facem 200 să mă rog. Ia să vedem cum va fi vremea marți. 200 de distribuie, încă 7. Eu am Bucarest. Hai, mergem luni. De cel? Bă, zice că plouă, că numai marți plouă. Eu am întrebat toată lumea dacă mai mergi un cântecel, că apoi îmi zic dacă cântăm toți, așa sau adică Damian, da. Sau Damian. Cântăm miercuri? Damian, da, eu aș mai bine, că e chiar 10, e chiar ziua. Eu pune tot Marian Barasanu, bea vinul cu borcanul. Imnul. Aha, cu vinul, pe TikTok trebuie să arată așa. A, perfect. Cum imnul? Deci uite, pe miercuri e soare. Dar de ce? Trebuie să s-a potrivit. Gata, bun, ești pe la 2, pe la 1. Unde mergem? O luăm de miercuri. Că marți plouă toată ziua, adică de atunci mergem cu umbrela. Vedeți, poate să mai schimbă până atunci, adică hai să hotărâm duminică sau luni, știi? Că e marți, că e miercuri. Da, nu contează, normal. Dacă vrei vorbesc chiar cu Nicușor. Ce spune să cântă de la Diana? Da? Discutăm noi ca fi drăguț. La revedere! E un script care analizează imagini. Și pe audio să se audă. Ai drink ori plus. Eu drink ori tot vodka. Noi aveam un cântec să verifici că nu vodka la sfârșit. Băieții, pe rând. Asta sună interesant. Cel din 8-1 îl cânta, dar nici ăla chiar bine. E cântec cu numărătoare. Așa. Mă dusei la târg și cumpărai un pu, și cumpărai un pu, și cumpărai un pui, mă, că puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai o g, și cumpărai o g, și cumpărai o gâscă, gâsca zice lipa pa, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai o ra, și cumpărai o ra, și cumpărai o rață, rața zice rițața, gâsca zice lipa pa, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai oa, și cumpărai oa, și cumpărai oaie, oaia zice tunde-mă, rața zice ripa pa, gâsca zice lipa pa, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai un po, și cumpărai un po, și cumpărai un porc, mă, porcul zice taie, mă, oaia zice tunde, mă, rața zice ripa pa, gâsca zice lipa pa, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai un bo, și cumpărai un bo, și cumpărai un bou, mă, bou zice înjugă, mă, porcul zice taie, mă, oaia zice tunde, mă, rața zice ripa pa, gâsca zice lipa pa, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai o va, și cumpărai o va, și cumpărai o vacă, vaca zice mulge, mă, bou zice înjugă, mă, porcul zice taie, mă, oaia zice tunde, mă, rața zice ripa pa, gâsca zice lipa pa, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai un ca, și cumpărai un ca, și cumpărai un cal, mă, calul zice în cale, că vaca zice mulge, mă, bou zice jugă, mă, porcul zice taie, mă, oaia zice tunde, mă, gâsca zice lipa pa, rața zice rițața, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai un ca, și cumpărai un ca, și cumpărai un car, mă, carul zice mână, mă, calul zice în cale, că bou zice în jugă, mă, calul zice în cale, că vaca zice mulge, mă, porcul zice taie, mă, oaia zice tunde, mă, gâsca zice lipa pa, rața zice rițața, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg, să încarcă. Și cumpărai o fa, și cumpărai o fa, și cumpărai o fată, fata zice strânge-mă, carul zice mână-mă, calul zice în cale, că vaca zice mulge-mă, boul zice înjugă-mă, porcul zice taie-mă, oaia zice tunde-mă, gâsca zice lipa pa, rața zice rițața, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea. Și eu m-am îmbătat. Cât de tare! Ăsta era cântecul, dacă mai ai voie să bei sau nu. Dacă ascultai pe ăsta, mai aveai voie să bei. Dacă uitai calul sau porcul sau ceva, la revedere. Sau cum face fiecare. Ce zice fiecare. Super. Da, foarte tare. Puteți să-l cântați și voi, dacă vreți. Eu am și uitat. Chiar nebeț fiind. Ai primit 115 trandafiri pe TikTok. Nu știu ce înseamnă asta. Da, bine. Da, îi împărțim dacă vreți. Întreabă un ce fumezi, dai așa memorie.
sub memorie e ca la sală. Dacă o exersezi, te ajută. Da, 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 așa e. Dar ne-a impresionat pe toți cu semințiile lui Israel. A, aia... Spuse așa pe nerăsuflat. Asta a fost, m-a impresionat ca așa, când vorbeam atunci, am făcut live din Israel și erau copiii lui Iov sau cu erau copii. Păi nu, aia, a spus și doamna. Da, nu că citea mesajul, n-am fost... Fiii lui Iacov, Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Dan, Neftali, Gad, Asher, Isahar, Zabulon, Iosif și Beniamin. Zi repede! Beniamin! Bine, pe ăștia nu-i mai... L-am speriat pe un profesor, l-am speriat, dar în sensul bun. La Vechiul Testament, când i-a spus toți regii lui Israel. Toți regii? Da, dar nu-i mai știu acum. Câți i-au? Mulți. După la vreo 40. Mamă, frate, păi numai că ne duce la culcare, că ne somn. Câți mai știi din ei? David. A, 20, îi spun de prepejor. Saul, David, Solomon, Ezechia, Roboam, Isa, Asa, Ieroboam, Samael, Ezechia, Gedalia. Cât ți-am zis până acum? 11, dar zici ce vrei, că noi oricum nu știm. Da, 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 da. Nu, dar gluma e mai frumoasă cu... dragă, eu sunt foarte deștept și eu să spun 16 regei Franței. Care? Ludovic. Aha. Că sunt 16. Tare asta, da. De fapt sunt 18, dar... Ce-a băgat impresarul? Zice să mai zic 7 voi. Ah, da, ce drăguț, da. Ar fi frumos să încheiem asta. Ai zis și voi așa. Dar vedeți că e o melodie care e amuzantă. Dau ling ling ling, dau ling ling ling, dau ling ling ling, dau ling dau, dau ling ling ling, dau ling ling ling, dau ling ling ling, dau ling dau. Șapte văi și o vale adâncă, șapte văi și o vale adâncă. Dau ligă dogă, i-auzi lupii, mă mănâncă. Dau ligă dogă, i-auzi lupii, mă mănâncă. Shag dag 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 dau ling 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 dau ling 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 dau ling 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 dau ling dau dau ling 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 dau ling 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 dau ling 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 dau ling dau stai lupe nu mă mânca stai lupe nu mă mânca. Dau ligă dogă să vină și soacră mea. Dau ligă dogă să vină și soacră mea, măi. Shag dag 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 dau ling ling ling, dau ling ling ling, dau ling ling ling, dau ling dau. Făceați bani subidă, continuați. Și atunci lupe moi mânca, și atunci lupe moi mânca. Dau ligă dogă ori pe mine, ori pe ea. Dau ligă dogă ori pe mine, ori pe ea, măi. Și agă dagă 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 dagă. Ah, șai, lai, 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 la! Bravo! Bravo! Eu vă spun, marketing combinat cu melodie. Ați avut un moment publicitar. Nu știu ce să înțeleg în toată treaba asta, dar vă mulțumesc de invitație că m-am odihnit în două zile cât m-am odihnit tot. Bravo, asta. Foarte bine. Ca să te parte de biblioteci. Nu te-am certat că ai venit la micul dejun la 1:30. Dar nu m-aș certat în general, tocmai de asta ne-am înțeles așa de bine.
Păi noi cu toții trebuie să-i mulțumim lui Sorin pentru invitație. Ea, mi-a făcut plăcere, a fost, mi-a făcut ne-am simțit mea. Extraordinar aici. Și eu m-am simțit foarte bine cu voi. Păi mergem, nu? Cred că da. Hai, că e 11 și ceva, dar mie așa se scoală greu dacă îl mai ținem. Dejunul la cât e? La 12? La 11 se eliberă în camera. Vine cineva cu motostivuitorul sau? Da. Hai bun. Ia, cam mă pui în ușă. Dar pe terasă poți să mai dormi până la ziua de azi, adică nu-i vreo rău. Doar îl mus cu patul. Vine Marcel să-mi iau unele la ușă. Da. Mi-au Marcel. Miaun, miaun. Maxi poate să grohe. Dar prima dimineață chiar a fost o treabă. Marcel, dar stai cu minte. Eu abia trezit din somn. Bianca în cameră și eu, Marcel, dar stai cu minte. Stau acolo cu mine în cameră, chiar în hală ăsta o luam. După care am simțit că Marcel are patru picioare și m-a liniștit. Credeai că trezi tu de dimineață și ai plecat de lângă mine. Parcă. Bună, tata, bă, haideți să opriți zaibule, că iese până la sol și în ghemă petrecerea urât. Ia un călăuț pe la ușă. Nu, că l-a pus repede la respect. Vreau și cumva să nu-l fac. Să nu iarbă. Noapte bună, vină. Cred că nici băieții de la Casa Timiș n-au tras petrecerea așa zdravână. Da, da. Clar. Da, o să primiți antrenat. Mesaj dacă m-am colat. Ați făcut 200.000 de abonați. Nu, când faceți? Când faceți, da. Când inaugură în grătarul, Marcel. Cred că pe la sfârșit de iunie. Ca să știm să-i facem programul. Oh, da, vă anunț eu. Da, da, și după aia se dormi la mine la Conac. Se poate început de iulie, că la sfârșit de iunie mergem la... Merg și eu la Marcel. Ah, da, da, da. Cu toții, da, cu toții o să unde ne vedem acolo. Când? În iunie. Pe... Eu cu Bianca ne-am stabilit o săptămână la mare, la, după ziua mea de naștere. Când e ziua ta? 25 iunie. Ați auzit toți 25 iunie notați în calendare acolo. 25 iunie. Masa și felicitările la Silviu. Ah, perfect. Mulțumesc frumos, apreciez. Deci 25 iunie atunci mergeți sau o să fiți la mare de ziua ta? Nu, îmi fac ziua cu părinții, așa, cu toată familia și a doua după zi. După aia mergeți la mare. Da. Și tu ziceai când, Marcel? Păi noi ne întoarcem din... În 10 iunie. De ziua mea? Da, de ziua ta. Așa. Nu știu când va fi gata grătarul. Păi oricum va fi gata până în 15 iunie. Ciprian zicea... face înainte de a merge. Da, se poate, da, Damian. Se Stii poate. Aduce și ziua lui Silviu și numai bine da, ar facem fi... toate zile și dormi la mine la Conac. Adică merge la tine dimineața, facem grătarul și seara îi cazezi la mine la Conac. Perfect, poate așa. Să avem și o, adică nu poate, încerc să avem și o prezentare cu Sfântul Sava Brancovic până atunci, măcar să vorbim, dacă nu tipărim. Super, Doamne ajută. Că e, în lucru, e în lucru și o viață a Sfântului Sava da, da. Brancovic. Și organizăm cu Radu și poate da, da, cu facem ceva frumos. Părintele Protopop. Uh-huh. O lansare de... Prelansare. O că prelansare. Cartea nu o termin până atunci, dar o să fie. Oricum o termin înainte doctoratului. Da. Superb a fost în seara asta. Atât de relaxant da. Și atât de plăcut și... Foarte fain. Da, a fost... Family, atmosfer, friendly. Dumnezeu să faceți 200.000 până mâine, să mai stăm o tură. Lasă-ne pe de acolo abonamente. Dacă facem până mâine, mai stăm o săptămână aici. Hai, mergem. Noapte bună. Bine. Noapte bună. Noapte bună. O să și încheiem live-ul aici. Vă mulțumim și vouă că ați stat cu noi aici la foc. Mulțumesc mult tuturor, mulțumesc pentru donații, mulțumesc pentru like-uri.
Ne vedem mâine, nu cred că nu am vlog, probabil poi mâine o să ne vedem cu un vlog. Mulțumesc încă o dată pentru tot. Seară faină tuturor.